Bună dimineața tuturor, dragii mei, pacea Domnului și bine ne-a reîntâlnit și în această dimineață la străjerul de unde cuvântul Dumnezeu pleacă către inimile noastre și către casele noastre. Vă spun tuturor, saba binecuvântat și îi mulțumim Dumnezeu că și viața noastră este scumpă înaintea Lui, că în această dimineață ne-am trezit. Cu bine la zorii zilei. Astăzi, după ce voi termina școala de sabat, voi pleca la mormântare. O mătușă de-a mea, după unui de-al meu, soția unui de-al meu, a murit, a decedat. Și astăzi, la ora 1, ne vom duce ca să-i depunem trupul neînsuflețit. Acolo, cum a zis Dumnezeu, din țărână ești, în țărână te vei întoarce. Dragii mei, unii dintre noi coborâm în locuința morților. Problema nu este locuința morților. Problema este cum coborâm în locuința morților. Unii dintre noi avem posibilitate să ne trezim la zorii zilei prin harul și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru a rezolva problemele pe care trebuie să le mai rezolvăm. Dar unii dintre noi, dacă nu le rezolvăm astăzi, mâine este prea târziu. Singurul lucru pe care ne-l lasă Dumnezeu la dispoziție tuturor oamenilor de pe pământul acesta este astăzi. Mâine nu există pentru noi. Mâine nu există. Mâine este a lui Dumnezeu, al nostru nu există. Numai dacă Dumnezeu va vrea ca și mâine să ne trezim și să fim bine, ne vom trezi și vom fi bine. Dacă nu, nu. Dumnezeu spune astăzi, dacă auziți cuvântul meu, astăzi întorceți-vă, astăzi împărăția lui Dumnezeu să ia cunăvală. Astăzi este momentul de pocăință și întoarcere la Dumnezeu. Așa, dragii mei, să avem grijă fiecare dintre noi, că nu știm, nu știm dacă ne vom mai trezi, nu știm dacă ne vom ridica la viață și când ne vom trezi la ziua chemării lui Dumnezeu, nu știm de ce parte a baricadei vom sta. De aceea trebuie să avem mare grijă, căci viața este ca un fir de praf. A bătut vântul și l-a dus. Dacă ți-a scăpat din deget în bătaia vântului, a dispărut praful acesta. De aceea trebuie să avem mare grijă, dragii mei. Mă voi pleca pe genunchi, ne vom ruga și după aceea vom intra în studiul nostru din această dimineață. Doamne, Dumnezeul nostru care ești în ceruri, Părintele nostru cel veșnic, care ne-ai creat și ne-ai dăruit viața, venim în dimineața aceasta să-ți mulțumim că ești tare bun cu noi și ne-ai trezit cu bine la zorii zilei. Îți mulțumim pentru dragostea și iubirea care ai față de noi. Ajută-ne, Doamne, să ne împăcăm cu Tine, căci nu știm ce aduce ziua de mâine, ce aduce ceasul, ce aduce momentul. Te rugăm frumos să ne ierți dacă Te-am tristat prin nepăcarea noastră cu Tine, prin luarea de alte decizii în afară de deciziile pe care Tu dorești să le luăm. Ajută să profităm de această binecuvântare a cerului ca să stăm înaintea Ta și să rezolvăm problemele. Fii cu noi în această oră. Dă-ne putere, dă-ne tărie, dă-ne Duh Sfânt și luminează-ne mintea să înțelegem cuvântul Tău și să luăm hotărâri mari pentru Tine și pentru viața noastră. Te rugăm, Tată din ceruri, pentru lista de rugăciune, ca fiecare suflet să fie dirijat și călăuzit, cercetat, mustrat, îndemnat de Duhul Sfânt, ca ei să te urmeze, să rezolvi problemele și nevoile lor, ca să simtă prezența Ta și să te atingi de ei după cum găsești cu cale. Predăm totul în mâna Ta și îți mulțumim. Ajută-ne să rămânem credincioși în timpul în care ne stă în față. Ajută-ne să luăm decizii importante pentru noi și pentru slăvirea numelui Tău. Ajută-ne să nu cedăm și să nu dăm înapoi de la adevărul Tău. Ajută-ne să fim oameni corecți. Oameni care să fim pregătiți pentru a intra în împărăția Ta. Ajută-ne să devenim, conform voinței Tale și profeției pe care ai lăsat-o în Sfânta Scriptură, oameni fără pată, fără vină, fără zbârcitură. Nimic întinat să nu se afle în noi. Prin Domnul Iisus și în puterea Duhului Sfânt am cerut acestea. Voia Ta să se împlinească cu noi. Amin. Dragii mei, vă voi saluta pe toți aceia care m-au salutat, pe Alina Daniela, Marianu Miriuță, bună dimineața, Eugen Dinu, pacea Domnului, bună dimineața Daniela Toader,
Daniel Duță, Sava Binecuvântat, Crina Munteanu, pacea Domnului, Olivia Pascu, pacea Domnului, Drăgan Dorel Ionuț, pacea Domnului, bună dimineața! Daniel Duță, mulțumesc! Anastasia Lupu, pacea Domnului și bine ați venit cu noi în această dimineață! Îi salutăm și pe toți aceia care nu au lăsat un comentariu în același fel, Domnul să binecuvânteze pe fiecare dintre noi ca să putem să înțelegem cuvântul Său. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru lucrurile minunate pentru care le are pentru noi. Îi mulțumim încă o dată, dragii mei. Ar trebui să prețuim mult viața. Ar trebui să prețuim tot ceea ce spune Dumnezeu. Căci vor veni timpuri în care nu vom mai valora nimic. Elena Târlea, pacea Domnului, Janet Pavel, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Zenobia Cotea, pacea Domnului. Mă bucur că în această dimineață sunteți cu noi aici. Și de aceea vreau să vă spun, dragii mei, că lucrurile nu sunt așa cum credem noi. Noi oamenii credem că suntem mari și tari, că vom răstorna pământul, că vom cutreiera de la o margine a pământului la alta, vom arăta cu brazde mari și vom face și vom drege. Dar noi trebuie să ne punem întrebarea că tot ceea ce avem în plan, dacă va vrea Dumnezeu, le vom face. Le vom face, dragii mei. Stau și mă uit de multe ori și mă gândesc că atunci când un om coboară în țărâna pământului, s-a încheiat totul. Nu mai există nicio speranță. Nu mai există niciun plan de pus în aplicare. Nu mai există nicio dorință care să se împlinească. Totul se oprește aici. Ludmila Chirosca, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și de aceea vreau să vă spun că trebuie să avem mare grijă cu viața noastră. Mare grijă cu viața noastră, dragii mei. În această dimineață vom studia o nouă lecțiune, vom studia noi învățături, între ghilimele, că aceste învățături sunt vechi. Aici avem făgăduința, legământul cel veșnic al lui Dumnezeu. Avem lucruri frumoase, avem lucruri minunate, lucruri pe care Dumnezeu ni le pune la dispoziție, dragii mei, să înțelegem. Noi de multe ori le numim lucruri noi, ca și când de multe ori am auzit oamenii care spun legământul cel vechi, legământul cel nou. Într-adevăr, că face referire în felul acesta și Sfânta Scriptură, dar legământul vechi, că și legământul nou, este același legământ. Doar că simbolurile și lucrurile care s-au făcut sunt diferite de celelalte. Spune că în Vechiul Testament se aducea sângele animalului care simboliza curgerea sângelui ca aducere de jertfă pentru noi a lui Dumnezeu, a Fiului lui Dumnezeu, a Domnului Iisus Hristos. Dar toate au același scop, același plan, aceeași lucrare la care Dumnezeu ne cheamă. Învățăturile lui Dumnezeu pentru care noi credem că sunt noi, ele nu sunt noi, ele sunt vechi, ele sunt de demult, ele sunt descoperite de Dumnezeu de mult timp, dar ele sunt noi pentru noi, fiindcă noi nu le-am băgat în seamă, unii dintre noi n-am avut ocazia să le cunoaștem. Și de aceea pentru noi ele sunt lucruri noi. Citesc Biblia de 30 de ani de zile. Și la un moment dat când mă întorc înapoi și reiau și studiez anumite lucruri, zic, nu se poate. De multe ori am impresia că s-a schimbat ceva, dar nu s-a schimbat nimica. Problema este că nu le-am înțeles. Nu le-am văzut până la momentul acela. Și pentru mine sunt lucruri noi. De aceea spune că va veni o lumină nouă. Și lumina aceasta va veni crescând din ce în ce, până va ajunge ca soarele la amiază, care va lumina întreg pământul. Așa și cuvântul lui Dumnezeu va ajunge să lumineze încetul această lumină crescând în viața noastră, până când viața noastră va fi luminată în totalitate după cuvântul lui Dumnezeu, pentru a face voia lui Dumnezeu, pentru a împlini cerințele și dorințele lui Dumnezeu, dragii mei. Studiul pe care îl avem în această dimineață este un studiu foarte frumos. Eu am trecut prin el. Nu se vede. Se vede doar că este semnat, nu se văd culorile, fiindcă așa este programul care nu-i permite lucrul acesta. Și m-am trezit de dimineață la ora 5, fără un sfert,
am un ceas care mă trezește înainte de ceas, am o pisicuță la ora 5 fără 25 sau până în 5 și un sfert cel mult vine și mă trezește pe fiecare dimineață. Și la momentul acela mă trezesc și mă apuc, dar oricum lecțiunea am lăsat-o ca pe fiecare sabat de dimineață când mă trezesc să studiez. Eu vreau, dragii mei, să am de lucru și în sabat. Dar lucrurile spirituale, lucrurile de învățat din Cuvântul Lui Dumnezeu, nu mă apuc și fac de... Spunea cineva, domnule, o fac pe fiecare zi. Da, domnule, fac pe fiecare zi. Căci pe fiecare zi studiez din Cuvântul Lui Dumnezeu, pe fiecare zi fac lucrurile acestea, dar las ca și în sabat să am ceva de făcut, ca continuă această lucrare și legătură trebuie să fie cu Dumnezeu. Pe fiecare dimineață mă trezesc, citesc Sfânta Scriptură, citesc din cărțile profetice, mă hrănesc din Cuvântul lui Dumnezeu și toate aceste lucruri le las pe fiecare zi organizate. Așa fiecare dintre noi ar trebui să ne organizăm viața cu Dumnezeu. Fiindcă sabatul este o zi de oprire de la lucrurile vremelnice, dar lucrul lui Dumnezeu, lucrurile spirituale, pregătirea spirituală și toate aceste lucruri continuă, Dumnezeu nu le oprește și nici nu le lasă. De aceea Dumnezeu le-a lăsat și le-a îngăduit ca să se facă lucrurile acestea. Haideți să vedem ce spune Cuvântul Dumnezeu în această dimineață. Tema pe care o avem, cum ați văzut-o, că am și făcut anunțul și este pus la prezentarea, transmiterea în această dimineață, ce s-a întâmplat? Este un semn al întrebării. Ce s-a întâmplat? La ce se referă? Ce s-a întâmplat? Să vedem ce spune Dumnezeu în această dimineață. Aici vorbește că după ce au fost create cerurile și pământul, trebuia să spună, dar aici spune doar că a fost create pământul și animalele de pe el, Tatăl și Fiul și-a adus la îndeplinire planul pe care îl făcuseră înainte de căderea lui Satana, și anume acela de a face om după chipul lor. Ei înfăpturiseră împreună lucrarea de creare a pământului și a tuturor viețuitoare de pe el, apoi Dumnezeu i-a zis Fiului Său să facem om după chipul nostru. Când a ieșit din mâna Creatorului Său, Adam avea o statură nobilă și o simetrie frumoasă. El era de peste două ori mai înalt decât oamenii care trăiesc acum pe pământ, iar trupul său era bine proporționat. Trăsăturile erau desăvârșite și frumoase. Deci vedem noastră, dragii mei, când Dumnezeu l-a creat pe Adam și Eva, spune că era de două ori mai înalt. Am găsit în unele comentarii că Adam avea până la 4 metri, în altă parte se spune că până la 6 metri. Nu știm, dar oricum era foarte înalt. Era foarte înalt, era bine proporționat, era bine aranjat, avea o statură și o simetrie inegalabilă, inconfundabilă. Atât de minunat l-a creat Dumnezeu. Corpul lui era bine, nu era nevoie ca astăzi oamenii să duc, să tragă de fiare, să facă, să se aranjeze. Nu era nici gras, nu era nici slab. Era perfect. Era perfect. Dumnezeu a spus că toate lucrurile au fost foarte bune, erau foarte bune după ce Dumnezeu le-a creat. Le-a creat. Spune că tenul lui nu era nici alb, nici palid, ci era rumen, era radios, cu o nuanță bogată de sănătate. Eva nu era chiar atât de înaltă ca Adam, capul ei ajungea cu puțin mai sus de umerii lui. Ea, de asemenea, avea o înfățișare nobilă, de o simetrie desăvârșită și era foarte frumoasă. Pacea Domnului Maricica Frunză, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci vedem noastră ca un om, spune aici, să fie sănătos, spune că el nu trebuie să aibă nici tenul nici alb, dar nici palid, dar nici de alte culori, și spune că trebuie să fii rumen. Rumen înseamnă să ai culoare, să ai roșiață în obraj, în fața ta, să fii vioi, și atunci dai dovadă că ești sănătos, fiindcă sângele circulă prin corpul tău și este plin de viață. Este plin de viață. Foarte frumos este explicat aici. Spune că Eva nu era chiar atât de înaltă ca el, capul ei ajungea cu puțin mai pe sus de umerii lui. Spune că Adam este mai înalt cu un cap de Eva și Domnul Iisus Hristos spune că va fi mai înalt cu un cap de toate creaturile sale. Ca să se cunoască cine este reprezentantul oricărei lucrări. Dumnezeu este cel care reprezintă omenirea și el este cel care conduce. Adam a fost instaurat sau încoronat sau întronat ca prinț, ca domnitor al pământului,
lui a fost dată toate aceste lucruri. El a fost creat din țărâna pământului. El este cel care Dumnezeu l-a modelat. Femeia este creată, dar nu în aceeași formă ca Adam. Este diferență foarte mare. Spune că Adam a fost creat din țărâna pământului, i s-a dat suflare de viață și a stat un suflet viu înaintea lui Dumnezeu, pe când Eva a fost luată din coasta lui Adam. Este o diferență, dragii mei. De multe ori nu înțelegem aceste lucruri, căci la mântuire și în ochii lui Dumnezeu toți avem aceleași drepturi. Dar înaintea lui Dumnezeu, bărbatul și femeia este diferit față de cum credem noi. Nu, domne, toți suntem egal, toți suntem la fel, toți avem același lucru. Nu! Dar lucrarea Dumnezeu reprezintă aceleași lucruri pe care noi trebuie să le înțelegem. Îngerii lui Dumnezeu care sunt creați în ceruri, ieruvimii și serafimii, fiecare are funcția lui, fiecare are datoria lui. Înaintea lui Dumnezeu spune că intră ieruvimii și serafimii cu două aripi și acoperă fața, cu două picioarele. Și cu două zboară. Și se trag din prezența lui Dumnezeu cu spatele ca să nu ofenseze prezența lui Dumnezeu. Nu oricine intră, nu oricum. Să nu credem că dacă Dumnezeu este bun, ne permitem oricum să venim înaintea lui Dumnezeu și să intrăm cine vrea, cum vrea și cu oricând vrea. Nu, dragii mei. Toate lucrurile sunt rânduite de Dumnezeu în așa formă încât sfințenia lui Dumnezeu să devină sfințenie. Dacă citiți din cuvântul lui Dumnezeu, spune că nu îngerii mergeau înaintea lui Dumnezeu acolo ca să intre înaintea lui Dumnezeu. Și spune că la momentul acela când Dumnezeu a creat universul acesta cu îngerii și ființele necăzute în păcat, spune că la momentul acela Lucifer, care astăzi este numit Satana, el mergea înaintea lui Dumnezeu și lua raportul de la Dumnezeu și venea și le spunea îngerilor ceea ce trebuie să facă. Așa a lăsat Dumnezeu și omul pe pământ. Dumnezeu iubește și bărbatul și femeia. Asta nu înseamnă că femeia trebuie să fie desconsiderată. Pacea Domnului Marian în Sulățelu. Bine ați venit cu noi în această dimineață. Nu înseamnă că femeia trebuie desconsiderată. Nu înseamnă că femeia trebuie să fie bajocorită. Nu înseamnă că femeia trebuie să fie călcată în picioare. Nu, dragii mei. Spune că bărbatul trebuie să iubească femeia așa cum Dumnezeu a iubit biserica. Trebuie să ai tandrețe, bucurie, și toate acele. Iosif Sugo, bine ați venit cu noi în această dimineață. Trebuie să avem respect și iubire și să tratăm lucrurile așa cum se cuvin. Dar fiecare își are locul lui. Dar de la un timp de vreme se întâmplă că femeia nu mai are locul ei. Femeia este cea care comandă, femeia este cea care spune, femeia trebuie să respecte, femeia trebuie așa, chiar și prin sărbătorile acestea, dacă vă uitați. Ziua femeii, ziua mamei, drepturile femeii, drepturile cutare, drepturile... Aproape că bărbatul nu mai are niciun loc. De la un timp de vreme, femeia predică la anvale, femeia face programe, femeia face cutare, femeia... Dar bărbatul unde este, dragii mei? Unde este bărbatul? Nu cumva s-au inversat rolurile. Nu cumva, dragii mei, prin comerțul profanării, cum spuneam aseară, ocolim adevărul Dumnezeu și schimbăm prioritățile lui Dumnezeu și ordinea lui Dumnezeu? Nu cumva Dumnezeu a lăsat lucrurile ca să meargă în felul în care este pus de Dumnezeu? Ce-ar fi, dragii mei, să punem roțile la mașină deasupra mașinii, să vedem dacă mașina mai merge? Sau întoarce mașina invers și stai în scaun și condu mașina aceea, să vedem cum îți este? Nu se poate, dragii mei. Nu se poate. Noi trebuie să lăsăm lucrurile așa cum le-a lăsat Dumnezeu. De aceea lucrurile nu mai merg bine, nici în societate, nici în biserică. Lucrurile nu mai merg sub nicio formă în direcția pe care o cere Dumnezeu. Iar o să-mi ziceți în această dimineață, frate Livre, iar critici. Nu, dragii mei, problema lui Dumnezeu este cu biserica, problema lui Dumnezeu este cu adevărul, problema lui Dumnezeu este cu învățătura, problema lui Dumnezeu este cu ordinea. Este o ordine pe care Dumnezeu a stabilit-o. Este o ordine pe care Dumnezeu a pus-o înaintea noastră și pe care trebuie să o respectăm. Eu știu că este greu de suportat lucrurile acestea, dar dacă nu le vom suporta ca să învățăm, blestemul lui Dumnezeu și păcatul lui Dumnezeu va veni peste noi. Haideți să le lăsăm așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Femeia să-și aibă locul ei, bărbatul să-și aibă locul ei. Lucrurile lui Dumnezeu să-și aibă lucrurile lui Dumnezeu, locul lor bine stabilit și lăsat așa cum cere Dumnezeu. Spune că Adam era înconjurat de tot ce îi putea dori inima, avea din belșug pentru îndeplinirea fiecărei dorințe.
În Edenul cel plin de slavă nu exista păcat și nici un semn de decădere. Îngerii lui Dumnezeu comunicau liber și cu drag cu perichea sfântă, fericiți cântăreții îi aduceau continuă slavă Creatorului prin cântece lor vesele și pline de naturalețe. Deci vedeți, Dumnezeu a lăsat pe Adam. Îngerii vizitau, nu Adam mergea la îngeri. Nu Adam mergea acolo la Dumnezeu și Dumnezeu a lăsat lucrurile de comunicare cu omul, ca el să aibă prin ele. Dar astăzi lucrurile de comunicare s-au schimbat, s-au distorsionat, au schimbat direcția de mers pe care Dumnezeu a lăsat-o. Am văzut de multe ori când e câte o problemă chiar prin biserică și se întâmplă și spune, uite frate, uite se întâmplă lucruri așa. Da frate, dar trebuie să asculți de sora, de soție, trebuie să te supui, trebuie să lași, trebuie să faci. Dragii mei, dar de când se întâmplă lucrurile acestea? De când se întâmplă lucrurile acestea? Leonte Mihail, pacea Domnului, Verona Gorun, pacea Domnului. Deci vedeți noastră, e un păcat lucrul acesta, fiindcă Biblia spune că femeia să fie supusă bărbatului. Și acum noi schimbăm lucrurile și spunem că bărbatul să fie supus femeii. Dacă bărbatul nu ascultă de femeie, s-a terminat, dragii mei. S-a ales praful de tot. Și de multe ori ajungi ca să ajungi și la comitet, ajungi să fii exclus, să fii condamnat, fiindcă tu nu ai respectat ceea ce ți s-a impus de biserică, de conducător sau și așa mai departe, dar nu de ceea ce spune Dumnezeu. Eu nu sunt de acord ca femeia să fie bătută, nu sunt de acord ca femeia să fie înjurată, ca femeia să fie tratată ca un gunoi sau ca un lucru de nimic. Nu, dragii mei, Viorica Călin, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și femeia trebuie să-i se dea locul și cinstea care trebuie. Femeia este cea care duce toată greutatea din casă. Eu vă spun că eu vin de la muncă, mai mi-a ajuns și eu câteodată soția la lucrurile casei, ceea ce pot și eu, dar vin obosit. Dar săraca de multe ori, acum este acasă, se ocupă cu lucrurile de casă. Are tot timpul treabă. Șterge geamurile, spală, fă curățenie pe jos, strânge după mine, după alea, fă paturile, schimbă lenjeriile, fă mâncare, fă pâine, fă cutare, mai de multe ori mai face și dorințele mele, zic că vreau să mănânc ceva și ea se duce săraca și face, nu comentează niciodată, dar noi bărbații de fiecare dată comentăm, fiindcă suntem, de multe ori suntem, să zic cuvântul, haide să-l zic, de multe ori unii dintre noi bărbații suntem mizerabili, fiindcă noi nu tratăm cu respect ceea ce face femeia, dragii mei. Venim, ne așezăm în pat, trăim cum trăim, ne vedem de treaba noastră și așa mai departe. Cornelia Ginga, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Da, da, de multe ori bărbații coboară la o mizerie inegalabilă. Inegalabilă. Și după ce că-ți face toate aceste lucruri, nu mai ai nicio vorbă frumoasă. Am fost în case de creștini. Făleanu, hai mai repede! Hai, nu așa se face, dragii mei. Nu așa se face. Să știți că cu ani în urmă și eu am făcut lucrurile acestea. Că eram un om nepocăit, un om mizerabil. Dar când înțelegi cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ai respect de creatura lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă femeia și bărbatul își ocupă poziția și locul care are, îl desconsideră pe altul sau îi ia ceva din statutul celuilalt. Nu, dragii mei. Nu. Nu. Și trebuie fiecare să-și aibă ordinea bine definită de Dumnezeu și să vedeți atunci respectul ce este. Sau te duci de multe ori în casele creștinilor că ea nu e bună de nimic, că nu știe să gătească, nu știe să... Dar învață-o, mă, omule. Învață-o. Matei Gheorghiță, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Învață-o, ocupă-te, arată, ia, citiți. Învață-o, spune-i dacă nu știe. Da, sau bărbatul nu e bun de nimic, nu e cu tare, e un prost. Lucrurile astea nu sunt bune, dragii mei. Nu la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Nu la aceasta ne-a chemat Dumnezeu. Lucrurile trebuie discutate. Lucrurile trebuie corectate în lumina și în ordinea lui Dumnezeu. Spune că animalele pașnice se jucau în nevinovăția lor fericită, în jurul lui Adam și al Evei. Supuse cuvântului lor, Adam era plin de vigoare și vitalitate, cea mai nobilă lucrare a Creatorului. Dragii mei,
încă un lucru pe care Dumnezeu l-a făcut la creație și noi oamenii îl călcăm în picioare și bajocorim lucrul acesta. Animalele, dragii mei. Animalele. Am văzut animale la creștini. Nu vorbesc de oamenii cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și n-au de-a face cu Dumnezeu. Oameni care au animale și sunt zlabe, împuțite, murdare, neîngrijite, li se văd coastele, trăiesc într-o mizerie enormă. Și Dumnezeu spune că a creat animalele care erau pașnice, care se jucau în nevinovăția lor, erau fericite în jurul oamenilor. Și noi nu le dăm nici mâncare, nu le îngrijim, le aruncăm acolo în țărâna pământului o bucată de ce le-am aruncat, dacă le dăm bine și apă și le dăm mâncare. Mulți dintre noi dăm picioare, le alergăm, le desconsiderăm, care e un păcat înaintea lui Dumnezeu. Creștinul cum se poartă în familie, cu soția și cu copii, așa trebuie să se poarte și cu animalele, fiindcă și soția e creatura lui Dumnezeu și animalul e creatura lui Dumnezeu și soțul e creatura lui Dumnezeu și toate sunt creatura lui Dumnezeu. Noi cu toate trebuie să ne purtăm la fel. Mulți dintre noi am văzut creștini când îi face pisica pisici sau cățeaua căței, îi ia, îi bagă în pungă, îi aruncă, îi duce, îi leapădă. Tu nu ești creștin, dragul meu, și acela care face lucrurile acela nu este creștin. Coboară la un nivel de mizerie care nu are nimic de a face cu creștinismul și cu viața pe care o cere Dumnezeu. Nu are nimic de a face. Dumnezeu spune că vom fi judecați de felul de cum am tratat și animalele. Vom fi judecați de felul cum ne-am comportat. De multe ori animalele arată mai multă dragoste și iubire pe care noi oamenii nu avem și spune Dumnezeu, învățați. Învățați de la creaturile Dumnezeu, de la creierile Dumnezeu. Lăcrimioara Petea, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Trebuie să învățăm lucrurile acestea. Trebuie să învățăm și să ajungem la statutul pe care Dumnezeu i l-a dat lui Adam și Eva în grădina Edenului, dacă vrem să fim mântuiți. Noi credem că n-are nimic de a face. Mâncarea n-are nimic de a face cu mântuirea. Poziția pe care o avem cu privire unde trebuie să stea bărbatul și femeia nu au nimic de a face cu mântuirea. Tratarea animalelor și lucrurile acestea n-au de a face că ele n-au conștiință. Au mai multă conștiință ca noi, dragii mei. Chiar dacă necuvântătoarele acestea nu pot să vorbească, Anca Mihaela Slotariu, pacea Domnului, chiar dacă animalele acestea necuvântătoare nu pot să rostească cuvinte, de multe ori au mai mare cap, mai mare conștiință decât noi, dragii mei. Mai mare. Nici umbră nu se interpunea între el și creator, între ei și creatorul lor. Ei îl cunoșteau pe Dumnezeu ca fiind părintele lor binefăcător și în toate lucrurile voința lor se conformă voinței lui Dumnezeu. Iar caracterul lui Dumnezeu era reflectat în caracterul lui Adam. Slava sa era revelată de toate lucrurile din natură. Auziți și dumneavoastră, Adi Ilie, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Spune cumva cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că slava lui Dumnezeu era reflectată în Eva? Nu. Și spune că caracterul lui Dumnezeu și voința lui Dumnezeu și toate aceste lucruri, slava, era, spune că caracterul lui Dumnezeu era reflectat în caracterul lui Adam, slava sa era reflectată în toate lucrurile din natură. Deci, în primul rând, bărbatul este cel care trebuie să reflecte caracterul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este de neschimbat prin ea însăși. Natura ei, întrucât reprezintă manifestarea voinței și caracterul lui, și a caracterului autorului ei. Dumnezeu este iubire și legea este iubire. Cele două mari principii ale ei sunt dragoste față de Dumnezeu și dragoste față de om. Auziți ce spune Dumnezeu? Nu, domne, că s-a desfințat legea. Nu mai e valabilă legea lui Dumnezeu. S-a terminat cu ea. Nu mai este. De aceea nu mai este respect, fiindcă legea lui Dumnezeu este desconsiderată. Este desconsiderată, dragii mei. Și femeia de multe ori este desconsiderată. Am auzit de multe ori pe la alte culte. Și spune,
Ce caută spurcăciunea aia fără batic în cap? Ce caută femeia nu știu ce? Ce caută nu știu ce? Pacea Domnului, micuța Ana, bine ați venit cu noi în această dimineață. Domnul să vă binecuvânteze și pe noastră. Și femeia de multe ori, datorită încălcării poruncilor lui Dumnezeu, o este pusă să-și pună un batic și o eșarfă pe cap, să-și pună un batic și o eșarfă pe cap, dar ea este desconsiderată. Este desconsiderată. Și de la un batic s-a ajuns la o bentiță care este pusă pe cap. În altă parte, când legea lui Dumnezeu este desconsiderată, femeia este pusă mai sus decât bărbatul. Iar este schimbată ordinea lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu aduce stabilitate. Legea lui Dumnezeu aduce ordine. Legea lui Dumnezeu este cea care stabilește ritmul de viață și de închinare față de Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu. Reprezintă caracterul și statutul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, noi putem cădea în niște extreme, într-o parte sau în alta, care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Trebuie să fim raționali și să fim bine stabiliți în cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrem să fim niște oameni morali, conform cerințelor și voinței lui Dumnezeu. Dacă nu, vom merge pe alte căi. La început omul a fost creat după chipul lui Dumnezeu. El era perfectă, în perfectă armonie cu natura și cu legea lui Dumnezeu. Iar principiile neprihănirii erau scrise în inima sa. Însă păcatul l-a înstrăinat de creatorul său. N-a mai reflectat chipul divin. De aceea noi păcătuim, dragii mei. Fiindcă noi nu mai reflectăm chipul divin. Fiindcă legea lui Dumnezeu era în inima omului. Era în inima lui Adam, de aceea omul era în armonie cu Dumnezeu. Dar atâta timp când nu este legea lui Dumnezeu în inima noastră, de multe ori putem să o avem pe table de piatră, o avem scrise în Sfintele Scripturi, o avem scrise pe hârtii, o avem scrise oriunde vreți dumneavoastră. Dar dacă nu avem scrisă în inimă, de aceea facem și în familie, și cu animalele, și cu creația lui Dumnezeu, și cu tot ce este. Ne batem joc de tot, călcăm totul în picioare, ne socotim totul și facem de fiecare dată numai lucruri rele. Fiindcă păcatul ne-a înstrăinat de Creatorul nostru. Spune că inima lui a intrat în conflict cu principiile legii lui Dumnezeu, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu, că cea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu se poate supune, în Romani 8:7. De aceea suntem în vrăjmășie cu Dumnezeu. De aceea de multe ori nu ne place legea. De aceea de multe ori nu ascultăm legea. Noi spunem de multe ori că suntem popor al legii lui Dumnezeu. Și acuzăm pe alții că nu calcă legea. Ei ne acuză că noi suntem mai legi, că legea nu mai este legea și așa mai departe. Fiindcă inima intră în conflict cu legea lui Dumnezeu. Fiindcă inima noastră dorește lucrurile firești, lucrurile lumești. Și cel care este din poporul Dumnezeu și spune, a, ăsta să fie păcatul. Și mulți care sunt din poporul Dumnezeu țin sabatul, dar îl țin la lege, dar nu la spirit. Din cauza că inima lor intră în conflict cu legea lui Dumnezeu. Alții nu mai țin sabatul că s-a desființat. Fiindcă inima lor intră în conflict cu Dumnezeu. Poftele, dorințe inimii, poftele nesăbuite de mâncare, de băutură, de distracție, lucrurile de muzică care nu au de-a face cu Dumnezeu, intră în conflict cu Dumnezeu. Dar noi spunem și strigăm în gura mare, cum spuneam aseară, că Dumnezeu este Dumnezeu. Că-și templul Domnului, templul Domnului și Dumnezeul nostru, casa Domnului, mergem, ne închinăm, ne rugăm, suntem prezenți, dar în realitate suntem departe de Dumnezeu. Și de fiecare dată, dragii mei, comerțul profanării care înlocuiește adevărul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu face ca să preia locul adevărului Dumnezeu și să fie prezentat într-o lumină falsă adevărul Dumnezeu. De aceea trebuie să avem mare grijă.
trebuie să avem mare grijă cu inima noastră, să nu lăsăm ca cuvântul lui Dumnezeu să fie judecat după inima noastră, după sentimente. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie judecat după dreptate, la lege și la mărturie. La aceasta ne cheamă Dumnezeu, dragii mei. Acesta este adevărul care trebuie să se lășuiască în inima noastră, în inima noastră. Micuța Ana spune, va da, legea lui Dumnezeu rămâne veșnică. Amin, amin, dragii mei, așa este. Și spune aici că însă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singur său fiu pentru ca omul să poată fi împăcat cu Dumnezeu. Prin meritele lui Hristos el poate fi readus în acord cu cel ce l-a creat. Inima lui trebuie să fie renoită prin har divin. Omul trebuie să aibă o viață nouă de sus. Această schimbare este nașterea din nou, fără de care, spune Iisus, nimeni nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră, Dumnezeu vrea ca noi să ne schimbăm inima. Adi Ilie spune, frate, am și o întrebare. Aveam încă înainte de a ne naște sau ea trebuie dezvoltată? Credința o avem așa. În Biblie scrie, ea vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Credința nu o moștenește nimeni, Adi Ilie. Nimeni nu o moștenește. În momentul când citești cuvântul Dumnezeu sau în momentul când auzi cuvântul Dumnezeu, fiindcă atunci când se referă la auzirea cuvântului Dumnezeu este din mai multe perspective. Din a asculta pe cineva, de a studia cuvântul lui Dumnezeu. Și în momentul acela credința vine. Credința vine, dar depinde de noi dacă o primim. În momentul când credința vine, ea trebuie dezvoltată zi de zi. Ea trebuie îngrijită zi de zi. Ea trebuie ocrotită zi de zi. Căci în momentul când nu este îngrijită, în momentul când nu este ocrotită, ea va pleca, dragii mei. Credința este ca și un animal. La noi se spune pe aici, pe la Olteni, se spune că animalul sau câinele din curte nu pleacă de bucătură și pleacă de azvârlitură. Adică nu i-ai dat să mănânce, l-ai izgonit, te-ai purtat urât cu el, la un moment dat el găsește un loc, un nou stăpân unde se duce, el pleacă și te-a părăsit și s-ar putea să nu se mai întoarcă niciodată la tine. Același lucru se întâmplă și cu credința. Credința trebuie ocrotită. Credința trebuie purtată în așa fel încât, dragii mei, cu foarte multă finețe și trandrețe, fiindcă ea s-ar putea să ne părăsească. Credința nu este dată, spune că credința dată odată pentru totdeauna sfinților, dar nu ne este dată odată pentru totdeauna și ea să rămână la noi. Acolo se referă la altceva dată odată pentru totdeauna sfinților, adică acel lucru prin care trebuie să mergem și să ne ținem de el. Dar credința când vine la mine personal, eu trebuie să am grijă de ea, căci ea va pleca. Va pleca. Întrebări fundamentale. Oamenii cei mai inteligenți nu pot să înțeleagă tainele lui Iehova așa cum sunt descoperite în natură. Inspirația divină pune multe întrebări la care cei mai mari învățați nu pot să răspundă. Aceste întrebări nu sunt puse ca să putem răspunde la ele, ci ca să ne atragă atenția asupra tainelor adânci ale lui Dumnezeu și să ne arate că înțelepciunea noastră este limitată. Că în situațiile din viața noastră de fiecare zi sunt multe lucruri mai presus de înțelegerea unor minți limitate, că judecata și planurile lui Dumnezeu sunt cu neputință de cuprins. Înțelepciunea lui este de nepătruns. Dragii mei, oamenii cei mai inteligenți, ei nu pot să înțeleagă aceste lucruri care sunt descoperite în natură, care sunt prezentate de Dumnezeu. Noi de multe ori oamenii nu putem să înțelegem lucrurile acestea. De aceea de multe ori nu trebuie să ne băgăm în ele și nu trebuie să ne punem tot felul de întrebări. Noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu ca să ne le descopere. Noi trebuie să rugăm pe Dumnezeu ca să intervină, ca noi să înțelegem aceste lucruri, fiindcă noi nu vom putea niciodată. Și Dumnezeu spune că scepticii refuză să creadă în Dumnezeu, deoarece nu pot să înțeleagă cu mintea lor limitată puterea nelimitată prin care el îi se descoperă omului.
Noi de multe ori poate credem că scepticii sunt doar unii din afară care sunt atei, care sunt anumite lucruri prin alte credințe care noi nu le înțelegem. Dar nu este adevărat, dragii mei. Și din poporul Dumnezeu poate să devină sceptici. Ei spun că cred în Dumnezeu, dar în realitate nu cred în Dumnezeu. Fiindcă credința în Dumnezeu pe care o ai și care vine de la Dumnezeu se vede în trăirea ta, în comportamentul tău, în respectarea ta, a ordinii lui Dumnezeu, a legii lui Dumnezeu, a lucrărilor lui Dumnezeu și în toate aceste lucruri. Tu poți să fii un om parte din poporul Dumnezeu, dar poți să fii un om sceptic. Poți să fii un om care nu ai nimic cu Dumnezeu. Atât în revelația divină cât și în natură, Dumnezeu le-a dat oamenilor taine ca să le ceară credință. Așa, scuzați-mă, așa trebuie să fim noi. Noi putem să cercetăm continuu, să întrebăm continuu, să învățăm continuu și tot va mai rămâne o infinitate de nepătruns. Deci ce trebuie să facem? Valeriu Zlătescu, pacea Domnului. Valeria, scuzați-mă, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci noi oamenii, atât în revelația divină cât și în natură, Dumnezeu ne-a dat nouă taine ca să le ceară credință. Ca să le ceară credință. Ce trebuie să facem noi, oamenii? Noi putem să cercetăm continuu. Noi putem să întrebăm continuu, să învățăm continuu. Dar pe cine să întrebăm? Pe Dumnezeu. Ce să cercetăm? Cuvântul lui Dumnezeu. Nu alte lucruri, dragii mei. Și momentul acela spune că tot va mai rămâne o infinitate de nepătruns. Privilegiul său cel mai mare, al lui Adam, era să aibă o comuniune directă, față în față, de la inimă la inimă, cu Făcătorul său. Același lucru trebuie să-l avem și noi. Dacă vrem ca să rămânem credincioși lui Dumnezeu, dacă vrem ca credința aceasta să rămână în inima noastră și să primească dovezile din creație și din natura lui Dumnezeu, noi trebuie ca fiecare zi să avem o comuniune directă, directă cu Dumnezeu față în față și de la inimă la inimă, care este prin cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, dragii mei. Doar acolo autorul este prezent. Doar acolo este autorul prezent. Auzeam zilele astea o discuție care m-a bulversat, care m-a dat peste cap. Și de multe ori este băgat și în scrierile cuvântului lui Dumnezeu aceste lucruri. Și spunea că Dumnezeu a folosit oamenii ca scribi. Dar nu Dumnezeu este autorul. Dumnezeu a dat omului, omul a trebuit să înțeleagă și omul să transcrie ceea ce Dumnezeu i-a transmis. E minciună, dragii mei. E minciună. Dumnezeu este autorul Sfintelor Scripturi. Au fost locuri și lucruri pe care Dumnezeu le-a dat omului ca să le înțeleagă. Știm destul de clar că lui Daniel îi se descoperă un lucru și Daniel nu înțelege. Și atunci Daniel se pleacă pe genunchi și cere lui Dumnezeu să-i tălmăcească lucrurile acestea că el nu înțelege. Și îngerul Gabriel vine la el și spune: om preiubit înaintea lui Dumnezeu, înainte de a-ți ieși cuvintele de pe buze, rugăciunea ta a fost ascultată și Dumnezeu m-a trimis să-ți descopăr această taină, să-ți fac cunoscut această înțelegere. Dumnezeu trimite, dar Dumnezeu este Cel care dă tâlcuirea, Dumnezeu este Cel care dă înțelegerea și descoperirea, Dumnezeu este Cel care rămâne înaintea tuturor lucrurilor. Dumnezeu este autorul. Noi suntem doar colaboratori cu Dumnezeu, dragii mei. Colaborator nu înseamnă că suntem coegal cu Dumnezeu. Nu, dragii mei, noi nu suntem coegal cu Dumnezeu. Noi nu suntem capabili să facem lucrurile acestea care le face Dumnezeu. Noi suntem doar intermediari, conlucrători cu Dumnezeu, care transmite mesajul în planul de mântuire. Noi aici suntem colaboratori cu Dumnezeu. Noi nu suntem la celelalte lucruri. Colaborator cu Dumnezeu înseamnă că eu preiau mesajul pe care mi-l dă Dumnezeu și eu îl trimit mai departe.
De aceea cuvântul spune că noi trebuie să-L prezentăm, să-L descoperim, să înălțăm pe Dumnezeu. Să facem ca El să fie în atenția tuturor lucrurilor și în prioritatea maximă. Nu noi oamenii. Nu noi. Noi suntem cu o egali. Și trebuie să devenim conlucrători cu Dumnezeu în lucrarea aceasta. Nu la celelalte lucruri, dragii mei. Nu. Zenobia Cotea spune, toată Scriptura este suflată de Dumnezeu și de folos. Amin. Amin, dragii mei. Nu este mână omenească, nu este lucrare omenească, nu este intervenție. Omul n-a participat cu nimic, omul nu are nicio atribuție în această lucrare, dragii mei. Singura atribuție și parte pe care o avem noi, să transmitem mesajul lui Dumnezeu. Atât. Nimic altceva. Nimic altceva. Nimic. Dacă i-ar fi rămas loial lui Dumnezeu, toate acestea ar fi fost ale lui pentru totdeauna. De-a lungul veacurilor nesfârșite, el ar fi continuat să dobândească noi comori ale cunoașterii, să descopere izvoare proaspete de fericire și să obțină concepții mereu mai clare despre înțelepciunea, puterea și iubirea lui Dumnezeu. Dacă noi rămânem loial lui Dumnezeu, dragii mei, dacă noi rămânem loial lui Dumnezeu, noi vom dobândi noi comori ale cunoașterii. Noi vom descoperi izvoare proaspete de fericire. Vom obține concepții mereu mai clare despre înțelepciunea, puterea și iubirea lui Dumnezeu. Doar dacă îi rămânem loiali lui Dumnezeu. Ar fi împlinit din ce în ce mai mult scopul creierii sale și ar fi reflectat din ce în ce mai mult mai fidel slava Creatorului. Doar în felul acesta. Însă aceste lucruri au fost pierdute prin neascultare. Prin păcat, asemănarea cu Divinul a fost mânjită, aproape că a fost ștearsă cu desăvârșire. Dacă noi vrem să ne asemănăm cu Divinul, dragii mei, dacă noi vrem să devenim din nou oameni după chipul lui Dumnezeu, dacă noi vrem să devenim oameni după cum Dumnezeu ne-a creat la început prin Adam și Eva, noi trebuie să rămânem fideli lui Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm, fiindcă prin păcat vom pierde asemănarea cu Divinul, dragii mei. Vom pierde lucrul acesta. Puterile fizice ale omului au slăbit, capacitățile sale mentale au scăzut, viziunea sa spirituală s-a încețoșat și noi de multe ori ne credem că suntem deștepți. Mihaela Dinu, pacea Domnului, fratele Liviu, Duhul Sfânt să ne călăuzească în toate, să ne ajute să rămânem loiali lui Dumnezeu. Vă îmbrățișez cu mult, dragi frate, și noi vă îmbrățișăm, vă salutăm cu multă pace și bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci, dragii mei, noi de multe ori ne credem deștepți. Noi ne credem oameni cu o cunoștință și cu o credință inegalabilă. Noi ne credem de multe ori mai presus de Dumnezeu. Dar Dumnezeu spune că capacitățile mentale au scăzut. Înseamnă că noi suntem deficitari mental, dragii mei. Suntem deficitari mental. Nu suntem nebuni. Dar nici mintea noastră nu este întreagă. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei. Nu vorbesc eu de la mine. Noi suntem debili mentali. Fiindcă capacitatea mentală a scăzut. Viziunea noastră spirituală s-a încețoșat. Noi nu mai vedem lucrurile așa cum trebuie. Ca să ni se restabilească. Să ni se restabilească capacitatea mentală și ochii să ni se deschidă și spiritualitatea să se descețoșeze. Avem nevoie să cumpărăm aur curățit prin foc. Alifie pentru ochi. Haine albe ca să nu ți se vadă goliciunea. Noi trebuie să fim în clocot. Căci dacă vom rămâne căldicei, noi suntem debili. Dumnezeu te vrea ori viu, ori mort.
Dorința lui Dumnezeu este pentru toți ca ei să fie vii, să trăiască și niciunul să nu moară. Pacea Domnului, Jumară Florinel, Costel Dumitrescu, pacea Domnului. Deci Dumnezeu vrea ca toți să fim vii. Dumnezeu spune că nu ești nici încloconit, nici rece. Și când Dumnezeu trage semnalul acesta de alarmă și spune că noi suntem căldicei și Dumnezeu ne va vărsa, înseamnă că noi suntem debili pe toate fronturile, dragii mei. Și spiritual, și mental, și la privire fizică, și la tot ce vreți. Avem nevoie de Dumnezeu. Avem nevoie de puterea sa. Avem nevoie de intervenția sa. Avem nevoie de credința care vine de la Dumnezeu, pe care noi să o dezvoltăm prin puterea lui Dumnezeu și nu prin puterea noastră, ca să devenim din nou oameni după chipul lui Dumnezeu. Să facem în așa fel încât divinul să se unească cu umanul. Avem nevoie de lucrul acesta. Omul a devenit supus morții. Cu toate acestea, rasa umană nu a fost lăsată pradă deznădejdii. Planul de mântuire fusese rânduit printr-o infinită iubire și prin îndurare și a fost îngăduit o viață de punere la probă. Deci Dumnezeu l-a pus la probă pe om în grădina Edenului. Și omul a călcat proba. L-a dezonorat și l-a dezaprobat pe Dumnezeu. Acum Dumnezeu, prin planul de mântuire, pe noi oamenii păcătoși, Dumnezeu ne pune din nou la probă. Dumnezeu ne cercetează și ne probează din nou. Ca să devenim din nou oameni după chipul și asemănarea Lui. Și spune că refacerea în om a chipului Creatorului Său, readucerea la sa la perfecțiunea în care a fost, în care fusese creat, sprijinirea dezvoltării trupului, minții și sufletului. Aici nu bate, dragii mei, fiindcă noi nu avem suflet. Noi suntem suflete vii. Aici este o erezie care nu-i bună, nu-i pusă acolo. Eu le citesc toate la rând ca să vedem căci este și greșeală băgată. Stelia Avram zice, din partea cărui Dumnezeu vorbești, dacă spui Dumnezeu te vrea mort. Dragul meu, dacă nu ești atent la ceea ce prezint, e foarte greu. Dar Apocalipsa spune că tu nu ești nici rece, nici în clocot. Spune Dumnezeu. În altă parte spune Dumnezeu așa, mai bine n-ai fi cunoscut. Dumnezeu nu te vrea de o parte și alta. Dumnezeu spune, astăzi hotărăște cui vrei să-i slujești. Eugeniu Mincinoiu. Pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dumnezeu spune, hotărăște cui vrei să slujești. Că la doi stăpâni nu poți să slujești. Nu poți să slujești, dragul meu. Ori slujești pe Dumnezeu, ori slujești pe Satana. Dumnezeu vrea să vadă de care baricadă ești. Dacă slujești pe Dumnezeu, vei fi viu. Dacă slujești pe Satana, ești mort. Căci tu de acolo nu mai ai scăpare. Și hotărârea ta este luată dacă ești viu sau dacă ești mort. Dumnezeu a murit pentru tot omul de pe pământ. Dumnezeu și-a dat viața pentru toți oamenii care vor să se întoarcă la Dumnezeu. Dumnezeu a plătit prin sângele Domnului Iisus Hristos prețul păcatului a tuturor oamenilor. Dar Dumnezeu vrea să știe. În Isaia Dumnezeu vine și spune, caut un om. Cine vrea să meargă pentru noi? Cine este dispus să meargă pentru noi? Pacea Domnului Marius Sensei. Dumnezeu vrea să știe astăzi dacă tu și eu suntem vii sau suntem morți. Dumnezeu vrea să știe dacă vrem, cei care suntem morți, să devenim oameni vii, să devenim oameni după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură este plină de aceste exemple. Apocalipsa spune, te voi vărsa din gura mea. Pacea Domnului Caramba, bine ai venit cu noi în această dimineață. Fiți atenți la ce spun din Cuvântul Dumnezeu, că eu am explicat mai devreme. Dumnezeu îți lasă alegerea ta, dar vrea să știe. Dumnezeu vrea să știe, dragii mei,
Și lucrurile acestea cu a ști, nu că Dumnezeu nu știe, Dumnezeu vrea să dea o dovadă și un exemplu pentru noi, oamenii, dragii mei. Dumnezeu spune că a venit să vadă, fiindcă la el a ajuns știrea că Sodoma și Gomora este așa. Și Dumnezeu vrea să știe dacă noi astăzi slujim pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune, când va veni Fiul omului, găsește-va el credință în fiii oamenilor? Sau nu? Frate Avram, dacă ai chef de ceartă în dimineața aceasta, ești liber, poți să comentezi, eu nu-ți dau apă la moară, eu mă opresc aici așa. Eu mă opresc aici. Poți să prești ce vrei și poți să interpretezi ce vrei. Că atunci când ai chef de ceartă și chef de interpretare, poți să interpretezi orice vrei. Dar Dumnezeu vrea să te știe astăzi. Ești viu sau mort? El vrea să te știe într-un fel sau altul. Ce fel de om ești astăzi? Clar. Dumnezeu vrea să știe lucrul acesta. Cea mai înaltă ambiție pentru viața aceasta și cea mai mare bucurie sunt să-L onorăm pe Domnul Hristos, să devenim asemenea Lui și să lucrăm ca El. Toate sistemele filozofice concepute de oameni au condus la confuzie și la rușine atunci când Dumnezeu nu a fost recunoscut și onorat. Pierderea credinței în Dumnezeu este ceva îngrozitor. Odată ce credința în cuvântul lui Dumnezeu este pierdută, prosperitatea nu mai poate fi o mare binecuvântare nici pentru popoare, nici pentru indivizi. Nimic nu este cu adevărat mare, cu excepția lucrurilor care tind spre vednicie. Deci vedeți, dragii mei, Dumnezeu ne spune în această dimineață, Elena a botezat-o, pacea Domnului, și noi ne bucurăm că ne-ați găsit și sunteți cu noi în această dimineață. Deci toate sistemele filozofice care sunt concepute de oameni, orice lucru care i-a condus pe oameni la confuzie și la rușine, atunci când Dumnezeu nu a fost cunoscut și onorat. Toate. Nimic nu este adevărat, cu adevărat mare. Cu excepția lucrurilor care tind spre veșnicie. Cel al cărui suflet este plin de Duhul lui Dumnezeu va învăța lecțiile încrederii depline. El va lua cuvântul scris ca pe sfătuitor și călăuzitorul lui și va găsi în știință un ajutor pentru a-L înțelege pe Dumnezeu. Deci vedeți dumneavoastră, dacă tu ca om, pacea Domnului Jivo Popo, bine ai venit cu noi în această dimineață, dacă tu ca om dorești ca să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, vei învăța lecția încrederii depline. Dacă tu vei lua cuvântul scris ca pe sfătuitor, exact ce v-am spus mai devreme, dacă tu vei lua Sfânta Scriptură ca sfătuitor și călăuzitor al tău, în momentul acela vei găsi un ajutor în știință. Atunci îl vei înțelege pe Dumnezeu. Atunci tu vei face ca viața ta să fie după voia lui Dumnezeu. Busuioc Liviu, pacea Domnului și bine ai venit cu noi în această dimineață. Hai să trecem la partea de luni, după chipul Creatorului. La lucrarea omului s-a descoperit puterea unui Dumnezeu existent, ca persoană, dragii mei. Alții spun că Dumnezeu nu este persoană. Spun că este Duh, că este nu știu ce. Alții dau forme, închipuiri și tot felul de lucruri. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că la crearea omului s-a descoperit puterea unui Dumnezeu existent ca persoană. Când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul său. După chipul său. Spune că l-a creat pe om, forma umană era perfectă, dar fără viață. Și cuvântul spune că Dumnezeu a creat pe om din țărâna pământului, pe om însuși cu mâinile sale. Spune că Dumnezeu i-a suflat suflare de viață din gura sa în nările sale și omul acesta a devenit un suflet viu,
o persoană. Trupul acela care era din țărâna pământului era fără suflare. Dumnezeu i-a dat viață. I-a dat viață, dragii mei. Atunci, un Dumnezeu persoană existe prin sine însuși, i-a dat acelei forme suflare de viață și omul a devenit o ființă vie, un suflet viu, a devenit o persoană rațională. Rațională. Rațională, dragii mei. Toate componentele organismului uman, la momentul acela, spune că ele au fost puse în mișcare, inima, arterele, venele, limba, mâinile, picioarele, nervii, neuronii, toate au început să funcționeze și toate au fost condiționate de niște legi. Și auziți ce spune aici? Omul a devenit un suflet viu prin Hristos, cuvântul. Dumnezeu ca persoană l-a creat pe om și l-a înzestrat cu inteligență și putere. Deci omul a devenit un suflet viu, o persoană mișcătoare. Omul nu este compus din două componente, suflet și trup. Și omul este compus din trup și suflare de viață, puterea de la Dumnezeu. Și atunci apare sufletul. Și acolo spune că Avram și toată familia lui și cu totul erau 3.000 de suflete. Adică 3.000 de persoane. Biblia mai spune că orice suflet care va păcătui va muri. Adică orice om, orice persoană care va păcătui va muri înaintea lui Dumnezeu. Nu spune că sufletul va fi judecat și tu vei rămâne cu trupul așa. Nu, dragii mei. Dumnezeu spune, în trup ai păcătuit, în trup vei plăti. În trup ai păcătuit, în trup vei fi judecat și vei fi condamnat. Chiar dacă cobori în țărâna pământului, în trupul acesta ai coborât în țărâna pământului, în trupul acesta ai fost adus de Dumnezeu la viață pe pământ, în trupul acesta te va învia Dumnezeu și te va judeca din nou. Nu se va face judecată în afara trupului. Nu se va face judecată în afara trupului. Și judecata se va face în același trup pe care l-ai. Dacă ai coborât în țărâna pământului, așa vei învia. Nu spune Apocalipsa că Arhanghelul Mihail, care se referă la Domnul Iisus Hristos, cu glasul său va striga și toți cei care dorm în țărâna pământului vor învia? Păi dacă sufletul este în rai sau în iad, dacă omul a mers la ceruri, de ce mai este nevoie de înviere? De ce mai este nevoie de judecată? Eclesiastul spune și psalmistul spune că pomenirea celor care mor se uită, până și planurile lor și totul se uită, totul se duce de izbeliște. Nu mai rămâne nimic. Dumnezeu va chema la judecată orice gând și orice faptă, fie ascuns, fie neascunsă. Dragii mei, Dumnezeu ne cheamă să fim raționali în aceste timpuri, să înțelegem ceea ce trebuie să înțelegem. Deasupra tuturor celorlalte categorii de făpturi inferioare, Dumnezeu a plănuit ca omul, coroana creațiunii, să reflecte gândirea lui și să descopere slava sa, dar omul nu trebuie să se înalțe pe sine ca fiind Dumnezeu. Deci noi oamenii trebuie să reflectăm gândirea lui Dumnezeu, nu gândirea noastră. Am văzut în unele cărți care se spune că Dumnezeu a vorbit în limbaj omenesc. Și comentatorii spun că Dumnezeu, când a vorbit în limbaj omenesc, adică, cum vă spuneam mai devreme, Dumnezeu i-a dat o viziune, Dumnezeu i-a dat un mesaj și omul trebuie să descifreze ceea ce vrea să arate Dumnezeu și el să prezinte omului. E total minciună! Noi trebuie să reflectăm gândul lui Dumnezeu. Adică noi trebuie să transmitem cu claritate ceea ce Dumnezeu vrea să transmită. Și Dumnezeu niciodată nu lasă loc omului ca omul să dea interpretare. Fiindcă Sfânta Scriptură spune destul de clar
că ea se interpretează singură. Ea este propriul său tălmaci. Ea este singura care rezolvă neînțelegerile. Ea este singura care ne arată ceea ce trebuie ca noi oamenii să înțelegem. Aud pe mulți oameni că trebuie să facem ore cum să interpretăm Sfânta Scriptură, cum să interpretăm Spiritul Profetic, cum să interpretăm. Acestea sunt lucruri drăcești și nu sunt lucruri dumnezeiești. Fiindcă noi nu trebuie să le interpretăm și noi trebuie să le studiem cu post și rugăciune și Dumnezeu ne luminează, Dumnezeu ne înțelege, ne ajută să înțelegem ca noi să reflectăm chipul, gândul și lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Când cineva vă învață la biserica de unde sunteți dumneavoastră și din care faceți parte, că avem ore de interpretare a Scripturii, ore de interpretare a Spiritului Profeției, ore de interpretare a nu știu ce, să nu participați la aceste ore, fiindcă acolo este un reprezentant al satanei și un nu reprezentant al lui Dumnezeu. Dacă vă zice, hai să studiem Spiritul Profeției, să ne rugăm lui Dumnezeu ca El să ne lumineze mintea să înțelegem, e altă treabă. Dacă spune, hai să studiem Scriptura, nu să o citim și să o interpretăm, atunci da, prin rugăciune, prin pregătire, prin post înaintea lui Dumnezeu, lucrurile se schimbă, dragii mei. Dar oamenii când vin cu ore și cu programe de interpretare, este fals. Fals. Acolo stă înaintea dumneavoastră o unealtă a lui satanei. Un reprezentant al satanei. Fiindcă Dumnezeu spune că cuvântul său singur este cel care dă tălmăcirea și interpretarea. Adam a fost încoronat rege în Eden. Dumnezeu i-a dat stăpânire peste orice viețuitoare creată de el. Domnul l-a binecuvântat pe Adam și Eva cu o inteligență cum nu mai dăduse niciunei alte făpturi. El l-a făcut pe Adam suveranul de drept al tuturor lucrărilor mâinilor sale. Asta a vrut Dumnezeu să facă cu noi oamenii, dragii mei. Să fim suverani, moștenitori, stăpâni a ceea ce Dumnezeu ne-a dat. Astăzi, pe pământul acesta, nu mai ești suveran, nici măcar pe casa ta. Mi-aduc aminte când eram copil. Înainte aveai pământul din curte care îl cumpărai, era proprietatea ta. Și în momentul când tu aveai casa pe pământ, tu plăteai, dragul meu, locul și casa. Acum plătești locul de sub casă și plătești și casa. Și plătești. Dacă se întâmplă ceva, să ai ceva în curtea ta, să găsești o oală cu bănuți sau ceva monede vechi sau aur sau nu știu ce, ele nu sunt proprietatea ta și sunt proprietatea statului, căci pământul este al statului și nu este al tău. Tu plătești taxe și impozite la primărie și tu ai cumpărat pământul, dar nu ești proprietar, tu ești chiriaș. Astăzi nu mai ești proprietar nici măcar pe conștiința ta. Nu mai ești proprietar nici măcar pe ceea ce vrei să gândești. Și astăzi vor oamenii să fie proprietari. Interpretăm, facem tot felul de lucruri și tot felul de idei în care să-ți modifice dreptul de suveranitate pe care ți l-a dat Dumnezeu. Dragul meu, spune că pe toți oamenii să-i asculți, dar afară din mine să nu-ți ieși. Tu să lași pe Dumnezeu să fie proprietar. Tu trebuie să fii propriul suveran al minții tale, al gândirii tale, al liberii tale alegeri. Nu lăsa ca altul să aibă suveranitatea asupra ta. Nu-ți vinde suveranitatea pentru un loc de membru într-o biserică, pentru o ciorbă de linte, pentru a fi bine văzut, pentru a fi în funcția unei biserici, pentru a face anumite lucruri. Nu îți vinde dreptul de întâi născut. Nu îți vinde dreptul de suveranitate pe care Dumnezeu ți l-a dat. Rămâi suveran al gândirii tale. Hotărăște tu și nu altul să hotărască în dreptul tău. Creați să fie chipul și slava lui Dumnezeu.
Adam și Eva primiseră daruri vrednice de înalta lor chemare, fiecare facultate spirituală a spiritului și a minții, reflecta slava Creatorului înzesați cu daruri spirituale și mentale. Înalte, Adam și Eva au fost creați cu puțin mai jos decât îngerii. Mai jos puțin decât îngerii, ne spune Dumnezeu. Întreaga natură este destinată să fie un interpret al lucrurilor lui Dumnezeu. Pentru Adam și Eva, în căminul lor din Eden, natura era plină de cunoașterea lui Dumnezeu și încărcată de învățăminte divine. Deci natura a fost creată de Dumnezeu, destinată să fie un interpret al lucrurilor lui Dumnezeu. Minunat. Nu noi oamenii, dragii mei. Lucrurile create de Dumnezeu îl interpretează. Interpretează lucrurile de Dumnezeu, nu noi oamenii. Nu noi oamenii. Urechile lor atente erau familiarizate cu glasul înțelepciunii. Înțelepciunea vorbea ochiului și era primită în inimă pentru că ei comunicau cu Dumnezeu în mijlocul creațiunii lui. Ne mai vorbește oare nouă astăzi înțelepciunea? Înțelepciunea se capătă prin temere de Dumnezeu și cunoștință de Dumnezeu? Sau noi vrem să căpătăm înțelepciune prin interpretările oamenilor și prin învățăturile oamenilor și nu din cuvântul Dumnezeu? Dragii mei, v-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Gândiți-vă bine, înainte de a lua anumite hotărâri. Ioan Luca, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Banul pierdut din parabola Mântuitorului, deși zăcea în murdărie și gunoi, era totuși o piesă de argint. Posesoarea lui l-a căutat pentru că era de valoare. Tot așa orice suflet, oricât de degradat, de păcat, este prețios în ochii lui Dumnezeu. Așa cum banul purta chipul și inscripția puterii cârmuitoare, tot așa și omul când a fost creat purta chipul și inscripția lui Dumnezeu. Deși inscripția a fost stricată și ștearsă, acum prin influența păcatului, urmele ei rămân asupra oricărui suflet. Dumnezeu dorește să îndrepte acel suflet și să-l remodeleze după chipul său în neprihănire și sfințire, dragii mei. Deci dacă Dumnezeu ne-a creat după chipul său, chiar dacă noi zăcem în murdărie, în gunoi, în degradarea păcatului a lumii acestea, totuși inscripția mai este. Am găsit bani vechi, dragii mei, care erau plini de rugină, erau plini de mizerie și luam frumos și ștergeam încet să nu șterg dacă mai dau cumva de inscripție și ștergeam încetul cu încetul rugina aceea, iar le mai dam cu ceva, iar îi mai ștergeam până când ajungeau inscripțiile să se vadă. Nu era o claritate, dar după aceea luam o perie de sârmă și îl ștergeam frumos până îi dădeam luciul și aproape și aproape devenea la formă, dar totuși era ștearsă, era puțin înceață, dar se vedea cu claritate inscripția bănuțului aceluia. Așa și noi oamenii am ajuns, ca prin mizerie, prin mocirlă, prin rugina păcatului, prin decăderea noastră spirituală. Noi ca oameni după chipul lui Dumnezeu suntem acoperiți de aceste mizerii și gunoaie ale păcatului încât noi nu mai putem să fim salvați. Dar Dumnezeu prin Iisus Hristos, prin sângele Său care este un detergent, care este un dizolvent, care curăță rugina, mizeria, care face să iese din nou la suprafață inscripția celui care ne-a creat și celui care ne guvernează. El este gata să ne curățească dacă vrem să ne lăsăm curățiți. Problema este, dragii mei, că și curățirea nu va putea să aibă efect asupra noastră dacă vom merge prin interpretarea proprie sau a oamenilor, dacă nu vom lăsa însuși pe Dumnezeu să fie propriul interpretator al propriului său cuvânt. Dumnezeu și omenirea. Acela care l-a creat pe om și care îi înțelege nevoile a stabilit și hrana pentru Adam. Iată, a zis el, v-am dat orice iarbă care face sămânță și orice pom care are în el rod cu sămânță. V-am dat, spune Dumnezeu, să mâncați toate animalele din grădina Edenului și acestea să fie hrana voastră. Așa spune Dumnezeu, dragii mei? Așa spune Dumnezeu?
Eu am adăugat ceva. Așa spune Dumnezeu, v-am dat să mâncați animalele din grădina Edenului, să mâncați peștii, să mâncați toate aceste lucruri. Oare a dat Dumnezeu omului să mulgeți vaca, să mulgeți capra, să faceți brânză, să mâncați, să tăiați animalele, să faceți cârnați, salamuri, pateuri, să faceți grătare și tot felul de lucruri? Nu ne-a dat Dumnezeu lucrul acesta, dragii mei. Valeria Frătescu spune nu. Nu ne-a dat, dragii mei, Dumnezeu. Și noi spunem, dragii mei, că nu, domne, așa a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu a zis să mâncați pe aia. Dar dacă citim cu atenție, când l-a creat Dumnezeu pe om, Dumnezeu i-a spus, v-am dat orice iarbă care face sămânță, orice pom care are în el rod cu sămânță, aceasta să fie hrana voastră. Aceasta să fie hrana voastră. Domne, dar nu poți, domne, să trăiești, că mor, devii anemic, n-ai vitamina B12, n-ai nu știu ce. Domne, eu nu mănânc carne. Eu nu mănânc lapte, nu mănânc brânză, nu mănânc ouă, nu mănânc pește. Dragii mei, am 13 ani, fac. În toamnă fac 13 ani. Și nu am nici lipsă de vitamina B12, nu am lipsă nici de cealaltă, nu am lipsă nici de cealaltă. De îngrășa nu pot să vă spun că mă abțin, că mă pot îngrășa. De n-ați văzut și nu trebuie carne, nu trebuie lapte, nu trebuie brânză, ouă. Și muncesc, dragii mei, muncesc. Și ieri am muncit acasă, că ieri nu am fost la lucru, așa, și am muncit acasă. Ieri de dimineață m-am trezit, am tăiat niște copaci, i-am cărat și ieri de dimineață vreau să vă spun ce am mâncat ieri de dimineață. Ieri de dimineață a făcut nevastă mea o mâncare impecabilă. Cereale fierte, secară, ovăz, orz, grâu, fierte, pregătite după aceea. Peste ele puse nuci, puse fructe, banane, portocale, mere, pere și multe alte lucruri, sămânțiuri peste ele. După aceea am luat un borcan de lapte de soia, care este făcut natural cu ăsta, cum îi zice, cu gust de vanilie, dar nu zahăr vanilat, și cu baton de vanilie pus în el, și am pus un sfert de borcan din ăsta, că borcanele sunt de jumătate de kilogram, și pui un sfert sau jumătate de borcan și am pus peste ele. Am mâncat, dragii mei, am mâncat de nu vă pot spune. Și vă spus, ei, am tăiat copaci, i-am cărat, am făcut un cofrag destul de bun, că trebuie să torn niște ciment. Am făcut 10 betoniere de betonieri și am cărat la o distanță destul de bună 100 de găleți de beton cu mâna. Am cărat și nu am avut nimic, dragii mei. Și mă simt foarte bine. Odată pe săptămână eu țin post, nu mă laud înaintea noastră, dar vreau să vă spun că nu murim. Și după aceea, la ora prânzului, că de multe ori țin de dimineața, de vineri dimineața până la sâmbătă la prânz, dar de multe ori de vineri de la prânz până sâmbătă la prânz. Și ieri la ora prânzului am mâncat o ciorbă, dragii mei, făcută de ștevie cu leurdă și cu urzici și acrită cu zeamă de varză și nu mi-e rău, dragii mei, nu mi-e rău. Mă simt foarte bine. Nu murim, dragii mei, nu murim. E timpul acum și perioada. Mâncați urzici, mâncați spanac, mâncați ștevie, la noi zice dragavei, mâncați leurdă. Sunt sălățele din alea mici care cresc. O să vină de aici încolo grașița, iarba grasă care este foarte bună. Mâncați de știr, mâncați de lobodă, mâncați de macriș, mâncați toate lucrurile acestea. Luați cartofi și mâncați, luați fasole, luați linte, o să apară fructele să mâncați. Luați toate aceste lucruri, că vă dau putere. Dumnezeu le-a lăsat să le mâncăm, dragii mei. Dumnezeu le-a lăsat să mâncăm. Le-a lăsat să mâncăm. Dacă vrem să mâncăm. Dacă nu, nu putem să facem nimica. Și spune așa, părăsind Edenul pentru a-și câștiga traiul, muncit pământul, aflat sub blestemul păcatului, omul a primit permisiunea să mănânce și din iarba de pe câmp. Și din iarba de pe câmp. Să o muncească
cu propria lui sudoare, dragii mei. Zenobia Cotea spune, elefantul mănâncă verdeață și cât este de puternic. Și nu au nevoie de vitaminele. Dragii mei, toate aceste lucruri se ia. Păi de-aia avem lipsă de vitamina B12. De-aia avem lipsă de nu știu ce și lipsă de nu știu ce. Fiindcă mâncăm lapte și brânză, care nu este indicată de Dumnezeu, care laptele și brânza, noi spunem că mâncăm să căpătăm calciu și ouă, dar toate aceste lucruri elimină calciul din oasele noastre. De aceea la bătrânețe avem osteoporoză, de aceea la bătrânețe avem cancer de oase, de aceea avem fractură, este o boală, oase sticloase sau nu știu cum, că se rup. De aceea avem nu știu ce lipsă și nu știu ce, că mâncăm lucrurile acestea care ele în realitate elimină din corpul nostru toate aceste lucruri. Celălalt lucru, vitamina B12. Spune că dacă nu mâncăm carne, lapte, brânză, ouă, noi ducem lipsă de vitamina B12. Vitamina B12 se găsește în cereale integrale. Nu mai mâncați pâine albă și mai ales pâine cumpărată. Mâncați pâine integrală. Mâncați orez integral. Faceți pâine integrală din mai multe semințe. Ne-am luat o moară de grâu, dragii mei. Nu-i scumpă, e 12 milioane. 1200 de lei. Cumpărați moara aceasta. Are tot felul de măsuri care face de la fină până la extra fină. Și măcinăm grâu. Gabi Gabriela, pacea Domnului, bine ați venit cu noi. Măcinăm grâu, măcinăm secară, măcinăm ovăz, măcinăm orz, măcinăm împreună cu porumb și facem pâine. Și din alimentele integrale câștigăm vitamina B12. Din alimentele verzi, care este spanacul, ștevia, leurda, știru, susaiu, loboda, pâinițele acelea, sălătuțele acelea verzi, care este ierbuța aia verde cu foilele rotunde, așa, și împreună cu iarba grasă, conțin vitamina B12, conțin antibiotice, conțin aminoacizi, conțin antioxidanți. Luați și consumați, dragii mei. Dacă eu nu mănânc carne, lapte, brânză, ouă, mă vedeți așa de sfrijit și de gălban la față? Nu, dragii mei. Gabi Gabriela spune, brocoli au vitamina B12. Ia uitați ce spune. Rodi Gabriela, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Deci se poate face, dragii mei, se poate trăi conform voinței lui Dumnezeu. Dar de multe ori vreau să vă spun un lucru și nu vreau să jignesc pe nimeni. De multe ori suntem leneși. Că se depune o țără efort în care să gătești. Ar trebui bărbații să se ducă să muncească și să lase femeile să se ocupe de casă. În Spania, cât am lucrat împreună cu soția, lucram și eu și era tare istovită. Sunt acasă acum. Eu nu las soția să se ducă la lucru și nici ea nu vrea să meargă, că am muncit destul. Și soția să se ocupe de lucrurile acestea, dragii mei. Ea să se ocupe. Ea pregătește mâncare, ea se ocupă cu totul. Eu mă duc și muncesc, aduc bani în casă și ea se ocupă de lucrurile așa cum le-a lăsat Dumnezeu. Da, dragii mei. Asta trebuie să facem. Trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne schimbăm. Trebuie să facem lucrurile, cum spune cuvântul aici. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Noi trebuie să devenim oameni cum a fost la început, așa cum ne-a creat Dumnezeu pe noi oamenii. Cerealele, fructele, nucile, legumele constituie dieta aleasă pentru noi de Creatorul nostru. Aceste alimente pregătite într-un mod cât se poate de simplu sunt cele mai sănătoase și mai hrănitoare. Ele conferă energie, rezistență și vitalitate intelectuală, așa cum o dietă mai complexă și mai stimulatoare nu poate da. Și dimineața, la mâncarea pe care mi-o pregătește soția, punem și o mână de nuci. Și este foarte bună, dragii mei, este foarte bună. Ia auzi ce spune Caramba.
Zice, eu nu mănânc carne de niciun fel de 28 de ani și am lucrat doar la muncă grea și slavă Domnului sunt în viață. Amin. Mariana Miriuța spune, nu toți au posibilitate să facă pâine, nu judeca, de exemplu, stăm în chirie și nu poți să faci ce vrei. Ba, se poate face, frate, și eu am stat în chirie în Spania și am făcut. Mi-am luat o mașină de făcut pâine care costă 6 milioane. O mașină foarte bună, foarte bună. O moară care este atât de mică, o pui pe masă. Mașina de pâine nu consumă curent mult, consumă foarte puțin. Foarte puțin la o pâine se consumă un kilowatt. Un kilowatt, dragii mei. Nu consumă mult. Și poți să faci pâine fără să te strofoci. Busuioc Liviu spune, dar e păcat să mâncăm carne. Eu nu pot să fiu conștiință pentru nimeni. Dar Dumnezeu spune destul de clar că Dumnezeu vrea să-și aducă poporul la forma pe care i-a dat-o de alimentație lui Adam și Eva în grădina Edenului. În altă parte spune cuvântul Dumnezeu că cei care vor mânca carne nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Aici nu se referă la toți cei care vor fi mântuiți, dragii mei. Se referă în primul rând la cei care cunosc adevărul, la cei care sunt obișnuiți cu adevărul și cu Dumnezeu. Înțelegeți, noastră? Acum, noi nu putem să spunem că Dumnezeu nu va mântui pe unii care sunt din afară, care spune că ei din lege fac fire și ei s-au temut de Dumnezeu și Dumnezeu nu îi va mântui. Sau care n-au avut lumina. Dar noi, ca popor al lui Dumnezeu, care astăzi avem lumină, care astăzi Dumnezeu ne vorbește ce să mâncăm, cum să mâncăm și ce să facem. Dacă astăzi avem lumina și cunoștința despre adevărul Dumnezeu și continuăm să mâncăm în continuare, este păcat. Clar! E păcat când nu știi. E păcat când nu ai cunoștință. E păcat când nu știi de ce Dumnezeu a îngăduit să se mănânce carne. Dumnezeu a îngăduit ca omul să mănânce carne după potop ca să-i se scurteze zilele cât va sta pe pământ. Doi la mână, exact cum spune Valeria Zlătescu. Bolile sunt boli de care noi trebuie să ne ferim. Și Dumnezeu a spus să nu te lovesc cu toate bolile din Egipt. Poporul Israel mânca în Egipt carne. Mâncau tot felul de lucruri. Dumnezeu le-a luat hrană curată. Ei n-au vrut, au cârtit împotriva lui Dumnezeu și ei au murit cu carnea în dinți. Au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. De aceea erau răzvrătiți, erau răi cum suntem și noi împotriva lui Dumnezeu astăzi. Datorită alimentației suntem oameni răi, oameni răzvrătiți. Suntem debili mental că nu putem să înțelegem adevărul. Nu avem ochii minții, luminare, nu ieșim din ceața aceasta, nu înțelegem adevărul Dumnezeu, fiindcă mâncarea și alimentația ne îngreunează, conștiința ne îngreunează, credința, spiritualitatea și toate aceste lucruri, dragii mei. Mariano spune că mie îmi place să gătesc, spune, pasta este păcat și pesto este păcat. Nu știu la ce vă referiți. Pasta pesto. Nu știu ce înseamnă. Vorbește românește. Că eu nu știu ce este pasta pesto. Nu știu ce este lucrul acesta. Valeria Zlătescu spune băuturile dulce. E păcat. Trebuie să bem apă de izvor. Apă curată. Apă curată, dragii mei. Ca un cep setos de ape. Așa trebuie să fim noi, să bem apa pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Apa curată. Dacă oamenii de astăzi ar fi simpli în obiceiurile lor, trăind în armonie cu legile naturii ca Adam și Eva la început, ar fi mijloace îndestulătoare pentru nevoile familiei omenești. Auziți ce spune Dumnezeu, dragii mei? Dacă am trăi astăzi, în simplitate, în obiceiurile noastre, domnule, dacă este verdură,
Nu-i nimic, nu-i nicio problemă. Verdura nu are nimic, dar să nu conțină alte lucruri. Că de obicei, prin lucrurile acestea, prin verdurile acestea, se bagă zeamă de pui, zeamă de cutare și multe alte lucruri. Pacea Domnului, Natalia Moica, bine ați venit cu noi în această dimineață. Și Sava binecuvântat. Deci, dragii mei, dacă noi astăzi am trăit simplu, dacă obiceiurile noastre ar fi simple, pentru toată lumea ar fi de mâncare, pentru toată lumea. Vreau să vă spun, când mănânc pâine albă, mai mănânc câteodată, mă mai mână satana de la spate și mănânc pâine albă cumpărată de la magazin. Dragii mei, mănânci ca un animal fără conștiință. În momentul acela mănânci o pâine, treci și la a doua. Dacă ai putea, treci și la a treia, domne. Parcă ți se deschide un apetit. Parcă ți se deschide o poftă care nu are de-a face cu conștiința ta și cu rațiunea ta. Și în momentul acela mă simt rău, am gura amară, nu mi-e bine, ai probleme și cu colonul, ai probleme și cu toate. Nu e bine, dragii mei. Nu e bine. Și mănânci mult și plătești mult. Dar în momentul când tu îți iei grâu curat, când tu îți iei secară. Am fost, dragii mei, acum de curând într-o localitate. Am cumpărat secară, am cumpărat grâu. Am fost la oameni acasă, la țărani, care nu sunt oameni bogați, oameni simpli. Și am cumpărat de acolo și pregătim și ne facem. Atât de bine și de sănătos este lucrul acesta. Și nu mănânci mult. În loc să mănânci o pâine din aia sau două, mănânci, dragii mei, o bucată de pâine integrală și toate sunt bune. Crina Munteanu spune, eu nu mănânc carne, dar încă mai mănânc alimente care conțin ouă și lapte. Este păcat? Asta întrebați-l dumneavoastră pe Dumnezeu. Eu nu trebuie să hotărâsc în dreptul nimănui că este păcat. Dar vreau să vă dau un citat, sora Crina Munteanu, din Mărturii, volumul 2, este chiar la început. Căutați dacă vreți acolo, în primele subcapitole spune așa. Eu la momentul acela când am citit, la momentul acela eu n-am mai mâncat niciodată. Și spune așa, laptele, brânza și ouăle să nu intre în stomacurile voastre, dar să nu intre în gura voastră, dar mai ales în stomacurile voastre. Și acum dumneavoastră judecați dacă este bine sau nu este bine să mănânci lucrurile acestea. Înțelegeți dumneavoastră? Flori spune, pesto e făcut din busuioc, ceapă, țelină, morcov, usturoi, pătrunjelul ulei, deci este hrana excelentă pentru, hrana noastră. Deci vedeți dumneavoastră, dragii mei, dacă cuvântul lui Dumnezeu spune că laptele, brânza și ouăle să nu intre în gura noastră, dar mai ales în stomacurile voastre, ia spuneți dumneavoastră, e păcat sau nu? Când Dumnezeu este împotrivă să le mâncăm și noi zicem dacă e păcat sau nu. Judecați dumneavoastră. Eu nu vreau să fiu conștiință pentru nimeni. Nu vreau ca cineva să facă, că mi-a zis fratele Liviu. Și vreau ca să faceți din propria convingere dumneavoastră și Dumnezeu. Dacă fac, că mi-a zis Liviu, e păcat. Dacă fac că îmi spune Dumnezeu, e bine. Să vă ajute Dumnezeu să înțelegeți lucrurile acestea. Ar fi mai puține nevoi închipuite și mai multe ocazii de a lucra după voia lui Dumnezeu, dar egoismul și satisfacerea gusturilor necurate au adus în lume păcat și mizeria pe de o parte din cauza excesului, ea pe altă parte din cauza lipsei. Auziți ce spune Dumnezeu, dragii mei? Tot astfel, orice binecuvântare revărsată asupra noastră cere un răspuns pe care trebuie să-l dăm autorului tuturor îndurărilor. Creștinul trebuie să-și cerceteze adesea trecutul. Auziți ce trebuie să facem, dragii mei? Trebuie să ne cercetăm trecutul, să ne verificăm căci Dumnezeu așteaptă un răspuns. Noi trebuie să-i dăm un răspuns lui Dumnezeu pentru toate îndrumările. Și atunci când totul,
tare întunecat și potrivnic, să-și amintească plin de recunoștință prețioasele izbăvirea lui Dumnezeu, care l-au susținut în încercări deschizând căi înaintea lui și înviorându-l atunci când totul părea să se prăbușească. Pacea Domnului, Florentina, bine ați venit cu noi în această dimineață, ne bucurăm să te avem cu noi aici. Și auzi ce spune așa, el ar trebui să recunoască, cine, omul, toate aceste dovezi ale grijii ocrotitoare a îngerilor cerești, având în vedere aceste nenumărate binecuvântări, ar trebui să întrebe adesea, cu o inimă supusă și recunoscătoare, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Deci ce trebuie să facem noi oamenii? Să căutăm de fiecare dată, să întrebăm adesea cu o inimă supusă, cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile lui față de mine? Și Dumnezeu spune așa, că răsplătirea pe care noi trebuie să o avem față de Dumnezeu și recunoștința noastră, trebuie să ascultăm și să primim cuvântul Său. Timpul nostru, talentele noastre, avutul nostru, toate trebuie să fie consacrate cu sfințenie. Aceluia care ne-a încredințat spre administrarea acestei binecuvântări. Acum, dragii mei, hai să ne întoarcem înapoi puțin să vedem ce spune cuvântul Dumnezeu. Mulți dintre noi considerăm că din câștigul nostru avem datoria să-i dăm lui Dumnezeu partea lui 10% și darurile lui Dumnezeu, da? Îți dai zecimea față de Dumnezeu. Elena Alexandru, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Noi trebuie, avem obligații față de Dumnezeu să-i dăm a 10-a parte, da? Pe lângă a 10-a parte mai avem o datorire și obligație față de Dumnezeu să ne dăm darurile la casa lui Dumnezeu. Zecimile care cu ele se întrețin, lucrătorii lui Dumnezeu, misionarii, voluntarii, laicii, misionarii medicali care lucrează pentru Dumnezeu, profesorii de religie și păstorii care lucrează în câmpuri albe, nu cei care predică astăzi la amvoane. Așa. Cu darurile care îi aducem la casa lui Dumnezeu, cu acelea trebuie să se facă întreținerea templului, plătirea cheltuielilor și toate aceste lucruri care ele de multe ori merg în altă parte și nu merg acolo unde trebuie. Din acestea trebuie să se facă evanghelizări, tipărire de cărți și multe alte lucruri. De multe ori se folosește din 10.000 lui Dumnezeu dacă nu este de ajuns pentru a face lucruri, dar este recomandat ca ele să meargă în lucrarea lui Dumnezeu acolo unde trebuie. Și mulți dintre noi considerăm că celelalte părți care ne rămân nouă acasă, dacă noi ne-am dat datoria față de Dumnezeu, avem dreptul să facem cu banii aceștia tot ce vrem noi. Vreau să vă spun, dragii mei, cine gândește în felul acesta, gândul acesta este diabolic și nu este de la Dumnezeu. Și noi de multe ori cu banii aceștia, binecuvântarea aceasta care vine de la Dumnezeu, care rămâne acasă partea noastră, în loc să-i folosim cu chibzuință, îi folosim contrar voinței lui Dumnezeu. Și cu banii aceștia cumpărăm carne de la magazine, carne otrăvită, carne moartă. Cumpărăm lapte, brânză, ouă, cumpărăm sucuri, cumpărăm cafele, cumpărăm Coca-Cola, cumpărăm Fanta. Unii dintre noi cumpărăm Red Bull-uri, droguri. Mulți dintre noi plătim cu banii care rămân acasă televiziunea care privim, telenovele și lucruri care n-au nimic de a face cu Dumnezeu. Mulți dintre noi mergem și ne distrăm prin restaurante, pe la mare, pe la soare, pe la munte și peste tot. Cheltuim banii lui Dumnezeu pe lucruri de nimic, mâncând dulciuri și cumpărând tot felul de lucruri cu ele. Dragii mei, și pentru partea de acasă, dacă am folosit-o fără chibzuință, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu. Și pentru partea care o avem acasă, care o cheltuim pe lucruri scumpe, pe haine scumpe, pe bijuterii, pe lucruri și haine de lux și așa mai departe. Pe banii care îi avem acasă, care îi folosim pentru rujuri, machiele, pentru farduri, pentru vopsit părul, pentru cercei și pentru brățări și pentru verighete și tot felul de lucruri. E păcat înaintea lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu ne-a binecuvântat să avem de hrană cu ce să ne acoperim, să ne învelim unde să ne plecăm capul, un acoperiș și să ajutăm și la vreme potrivită lucrarea lui Dumnezeu pe cei săraci și pe cei flămânzi.
De multe ori ne îmbuibăm cu lucruri stricate înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor și cei de lângă noi suferă din lucrul acesta. Trebuie să ne deschidem inima, dragii mei. Trebuie să-L înțelegem pe Dumnezeu. Trebuie să facem ceea ce trebuie pentru Dumnezeu. Căci este păcat înaintea lui Dumnezeu. Este păcat, dragii mei, este păcat. Ori de câte ori se săvârșește o lucrare de salvare pentru noi sau nu ni se acordă favoruri noi și nesperate, trebuie să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu exprimându-ne recunoștința nu doar prin cuvinte și asemenea lui Iacov, prin jertfe și daruri aduse cauzei lui Dumnezeu. Auziți ce spune Dumnezeu? Mulți dintre noi nu putem să participăm la lucrarea lui Dumnezeu pentru tipărire de carte, pentru a face o lucrare. Uite, de exemplu, avem acum oameni pe care îi susținem, dragii mei. Avem două surori care lucrează pentru Dumnezeu tot timpul. Mergeau de curând cu pantofii rupți în picioare. Eu n-am știut lucrul acesta. Sunt chemate prin biserici să meargă. Li se plătește mâncarea și transportul. Dar încolo nu li se dă nimic. Și când am văzut femeile acestea cu încălțămintea ruptă în picioare și ia degetele și ninsasă și se udasă la picioare și era și zăpadă la picioare. Am trimis bani pentru oamenii aceștia să ia, pentru femeile acestea să ia de încălțat. Au nevoie de o fustă, au nevoie de o bluză, au nevoie de un pulover, au nevoie de o gecuță, au nevoie de un ciorap, au nevoie de un chilot, au nevoie de orice lucru. Oamenii aceștia merită să mănânce din zecimile și din darurile lui Dumnezeu. Mai este un om care, un prieten al meu, care merge cu cărți zi de zi. De dimineața până seara stă cu masa și merge și lucrează în câmpuri albe pentru Dumnezeu. Și omul acesta merită să mănânce din darurile lui Dumnezeu. Am luat și i-am trimis omului acestuia bani. Am trimis la femeile acestea. Acum când s-o strânge bani, să le trimitem femeilor acestora să putem să le luăm ceva de îmbrăcat. Da, dragii mei. Dar noi trăim mâncând ceea ce nu trebuie, făcând ceea ce nu trebuie, îmbuibându-ne prin lucruri stricate care ne strică conștiința și gândirea față de Dumnezeu. Și le mulțumesc tuturor fraților care au trimis daruri și bănuți pentru a sprijini aceste suflete care lucrează pentru Dumnezeu. Domnul să-i binecuvânteze și pe cei care au de gând să facă aceste lucruri. Ar trebui să fim chipzuiți în tot ceea ce facem, dragii mei. Și nu vom duce, de aceea de multe ori ducem lipsă, fiindcă banii noștri merg pe abonamente scumpe de telefoane, pe mâncăruri scumpe, pe lucruri stricate, pe lucruri dăunătoare, pe băuturi, pe cafele, pe Coca-Cola, pe Fanta, pe Red Bull-uri, pe cărnuri, pe îmbuibări. De multe ori creștinii cumpără lucruri care păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Spune că să nu mănânci carnea care are sânge și grăsime. Grăsimea este al Domnului, cine mănâncă carne și sânge, grăsime și sânge să fie nimicit din poporul lui Dumnezeu. Și noi mâncăm carnea de acasă, de la animale, nu curățim grăsimea, nu se scurge, dar mai ales carnea care o cumperi de la magazine, e plină de sânge, e plină de grăsime, e plină de tot felul de lucruri. Gândiți-vă bine fiecare, întrebați-L pe Dumnezeu, nu faceți ce vă spun eu, întrebați-L pe Dumnezeu. Dumnezeu să vă vorbească, Dumnezeu să vă lumineze. Așa după cum primim continuă binecuvântarea lui Dumnezeu, tot astfel trebuie să și dăm fără încetare, spune cuvântul Dumnezeu în Patriar și Profet la pagina 181. În munca noastră trebuie să fim împreună lucrători cu Dumnezeu. El ne oferă pământul și comorile lui, dar noi trebuie să le adaptăm, să le adaptăm, nu să le consumăm, dragii mei. Folosul și confortul nostru. El face copacii să crească, însă noi pregătim grinzile și construim casa. El a ascuns în pământ aurul și argintul, fierul și cărbunele, dar nu le putem obține decât prin trudă. Deși a creat și ține neîncetat toate lucrurile sub control,
Dumnezeu ne-a înzestrat cu o putere care nu diferă total de puterea sa. Nouă ne-a fost dat un anumit grad de control asupra forțelor naturii. Așa cum Dumnezeu a chemat pământul din haos, aducându-l la o existență minunată, tot așa și noi putem aduce ordine și frumusețe acolo unde este neorânduială. Fie pe pământ, fie în viața noastră, noi trebuie să cooperăm, noi trebuie să conlucrăm cu Dumnezeu. Mai avem două părți, dragii mei, la care vom merge mai departe, deja suntem înaintați, dar vreau ca toate aceste lucruri să fie dezbătute până la capăt. Până la capăt, dragii mei. La pomul cunoștinței binelui și răului, în mijlocul grădinii, lângă pomul vieții, se află pomul cunoștinței binelui și răului. Acest pom a fost rânduit special de Dumnezeu pentru a fi garanția ascultării și a credinței și a dragostei față de El. Dumnezeu le-a poruncit primilor noștri părinți să nu mănânce din pomul acesta, nici să nu-l atingă ca să nu moară. El le-a spus că pot să mănânce cât doresc din toți pomii din grădină, cu excepția acestuia, dar dacă vor mânca din pomul acesta, vor muri negreșit. Eu acum vreau să vă întreb pe dumneavoastră, dacă Dumnezeu a poruncit să mâncăm din toți pomii din grădină, dacă Dumnezeu a poruncit să mâncăm din iarba de pe câmp care face semințe, dacă Dumnezeu a poruncit să mâncăm din ce dă pământul rod, și Dumnezeu a spus, când vei mânca din aceste lucruri, vei muri. Când Dumnezeu spune, dacă vei mânca carne, ți se va scurta zilele, sănătatea va fi precară, când vei mânca produse de origine animală, vei face lucrul acesta. Cine este vinovat, dragii mei? Aruncăm vina pe Adam și Eva că i-au mâncat din pomul acesta și datorită lor suntem în păcat. Cine ne ține pe noi astăzi să nu ieșim din păcat? Cine ne ține pe noi astăzi să nu fim alături de Dumnezeu? Spuneți dumneavoastră, fără să merg eu mai departe. Când a fost așezați în grădina cea frumoasă, Adam și Eva au avut tot ce doreau pentru fericirea lor. Totuși, spune cuvântul lui Dumnezeu, în planurile sale auto-înțelepte, înainte de a putea să le acorde siguranța veșnică, Dumnezeu a ales să pună la încercare credincioșia lor. Dumnezeu spune așa, că Adam și Eva, înainte de a primi viața veșnică, ei trebuia să treacă un test al ascultării, să nu mănânce din pomul cunoștinței binelui și răului, da? Acum vreau să vă spun, spune Dumnezeu așa, că poporul care va fi mântuit de Dumnezeu, înainte de încheierea timpului pentru sigilare, el trebuie adus de Dumnezeu la starea pe care a avut-o și la alimentația pe care a avut-o Adam și Eva în grădina Edenului înainte de cădere în păcat. Dumnezeu ne pune astăzi și nouă pomul cunoștinței binelui și răului, testul acesta al alimentației înainte ca și lui Adam și Eva. Adam și Eva nu s-a mulțumit cu fructele pe care Dumnezeu le-a așezat în grădină. Adam și Eva a râvnit la dreptul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu și l-a reținut pentru el. Nu pomul în sine a avut ceva și neascultarea față de Dumnezeu a avut în sine multe lucruri de răzvătire împotriva lui Dumnezeu. Astăzi noi, ca copii al lui Dumnezeu, când Dumnezeu spune că vrea să ne aducă la o alimentație pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Adam și Eva înainte lui Adam și Eva în grădina Edenului, oare este cumva un test, spune cuvântul lui Dumnezeu, și spune că da, e un test. Acesta este pentru noi un pom al cunoștinței binelui și răului. Un test al primirii vieții veșnice sau nu în aceste timpuri. Așa spune Dumnezeu, dragii mei. Și spune Dumnezeu, când vei mânca din el, vei muri negreșit. Dacă vom muri, va fi vina noastră. Când au fost așezați în grădina aceea frumoasă, Adam și Eva au avut tot ce doreau pentru fericirea lor. În planurile sale, atot înțelepte, înainte de a putea să le acorde siguranța veșnică, Dumnezeu a ales să pună la încercare credincioșia lor. Ei urmau să beneficieze de favoarea sa și să vorbească direct cu el față către față. Cu toate acestea, Dumnezeu nu a exclus posibilitatea ca ei să intre în contact cu răul. Lui Satana i s-a îngăduit să ispitească. În același fel, Dumnezeu va îngădui lui Satana să ne ispitească și pe noi.
Dumnezeu nu se va opune chiar dacă știe că răul este să vină peste noi și nu va sta în calea răului care vine peste noi. Dumnezeu nu se va opune și Dumnezeu îi va îngădui. Îi va îngădui că cine va spune acolo că rugăciunea Tatăl nostru nu este bună. Când spune nu ne duce pe noi în ispită. Și trebuie să spunem că nu ne lăsa să fim ispitiți, spunea cineva, și chiar Papa a cerut modificarea acestei rugăciuni. Nu, dragii mei, Dumnezeul Cerului, Tatăl nostru, l-a dus prin Duhul Sfânt pe Domnul Iisus în pustie să fie ispitit. Chiar dacă Dumnezeu însuși nu ispitește, dar Dumnezeu te duce la ispită. Te duce să fii probat, te duce să fii încercat. Dumnezeu lasă pe Satana, fiindcă Satana nu te poate ispiti fără acordul lui, fără aprobarea lui. Și Satana a ispitit prin acordul lui Dumnezeu pe Adam și Eva. Căci Dumnezeu putea să interzică lui Satana să nu vină în grădina Edenului. Dumnezeu va îngădui lui Satana să ne ispitească și pe noi în aceste timpuri cu privire la poftă, cu privire la alimentație, în timpul care ne stă în față. Dacă urmau să reziste încercării, ei aveau să beneficieze de favoarea neîntreruptă a lui Dumnezeu și a îngerilor din cer. Vreau să vă spun, dragii mei, că dacă noi vom rezista încercării care se va da cu privire la poftă în timpul final, atunci noi vom beneficia de favoarea neîntreruptă a lui Dumnezeu și a îngerilor săi din cer. Dacă nu, vom muri. Când l-a făcut pe om, Dumnezeu l-a făcut stăpân peste pământ și peste toate viețuitoarele de pe el. Atâta vreme cât Adam a rămas credincios celui, întreaga natură era supusă. Dar când s-a răzvătit împotriva legii divine, ființele inferioare s-au răzvătit împotriva lui. Astfel, în marea sa milă, Dumnezeu avea să le arate oamenilor sfințenia legii sale și să-i facă să vadă chiar din experiența lor primejdia înlăturării ei chiar și în cea mai mică măsură. Același lucru ne face și pe noi Dumnezeu. Ne lasă, dragii mei, în marea sa milă, să vedem ce înseamnă călcarea legilor lui Dumnezeu. Încălcarea legilor sănătății este egal cu încălcarea celor 10 porunci. Încălcarea legilor sănătății este egal cu călcarea celor 10 porunci. Încălcarea celor 10 porunci este încălcarea caracterului, demnității și dreptății lui Dumnezeu. Încălcarea celor 10 porunci este respingerea lui Dumnezeu, care cele 10 porunci reprezintă pe Dumnezeu și caracterul Dumnezeu. Clar. Avertizarea dată primilor noștri părinți în ziua în care vor mânca din el, vor muri și negreșit. Nu înseamnă că ei aveau să moară chiar în ziua în care s-au înfruptat din fructul morții, dar în acea zi avea să fie pronunțată irevocabila sentință. Nemurirea le-a fost făgăduită cu condiția ascultării prin păcătuire, ei aveau să piardă viața veșnică. Chiar în ziua aceea aveau să fie condamnați la moarte în Patriarhi și Profeți 59-60. Deci, dragii mei, Dumnezeu ne spune și nouă astăzi, în ziua în care vei mânca, vei muri. Poate nu murim astăzi, dar vom muri mâine sau poimâine. Uitați-vă la mulți care încalcă legile sănătății, păcătuind împotriva lui Dumnezeu, mâncând cărnuri, mâncând dulciuri, mâncând acrituri, sărături, amestecându-le una cu alta, lapte, brânză, ouă, carne, tot felul de lucruri, cancer de colon, cancer de piept, cancer de ovare pe la femei, tot felul de lucruri, emoroizi, probleme de inimă, probleme de pacea Domnului Tomoyaga Ioana, bine ați venit cu noi în această dimineață, probleme de Alzheimer, probleme de tot felul de lucruri și tot felul, toate bolile care sunt pe pământ, cauza tuturor acestor lucruri sunt alimentația. Alimentația, dragii mei.
În primul rând, alimentația se revoltă împotriva noastră, fiindcă e o alimentație necorespunzătoare. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu mai este peste noi, fiindcă trăirea omului și sănătatea omului depinde de binecuvântarea pe care dă Dumnezeu în conformitate cu ascultarea noastră față de voia lui Dumnezeu și de legile lui Dumnezeu care ne sunt puse la dispoziție. Dacă ascultăm de Dumnezeu, vom trăi. A, că nu mor astăzi, că nu mor mâine, că nu mor peste 10 ani sau 20 de ani, dar totuși vor muri. Spunea cineva, cu tare am mâncat și am fumat și n-am avut nimic. Și eu mănânc de atâția ani și n-am nimica. Nu-i nimic, dragul meu. Unii dintre noi poate vom fi atât de rezistenți încât nu vom muri fizic decât la o anumită vârstă. Dar va veni timpul când noi nu putem să stăm înaintea lui Dumnezeu, că deja suntem morți spiritual. Chiar dacă ne ținem tari pe picioare astăzi, nu avem capacitatea să discernem adevărul lui Dumnezeu, să auzim glasul lui Dumnezeu și sfatul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Prin lucrarea Duhului Sfânt, legătura divină a lui Dumnezeu cu omul este înnoită. Tatăl spune, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Le voi oferi iubirea și iertarea mea și voi revărsa peste ei bucuria mea. Îmi vor fi o comoară deosebită, pentru că ei sunt poporul meu pe care l-am ales și prin care voi fi proslăvit. Tatăl își arată dragostea față de poporul său ales, care trăiește în mijlocul oamenilor. Ei sunt cei pe care Hristos i-a răscumpărat cu prețul sângelui său și pentru că răspund iubirii sale prin harul extraordinar al lui Dumnezeu, ei sunt aleși să fie mântuiți ca fiind copiii ascultători. O, dragii mei, ce spune cuvântul Dumnezeu? Ei sunt mântuiți că au dat ascultării, că au răspuns iubirii sale prin harul extraordinar. Au ascultat de Dumnezeu în totul. În totul, dragii mei, și în alimentație și în tot. În totul. Dacă vrei, că spune cineva, eu iubesc pe Dumnezeu. Cum îl iubești pe Dumnezeu? Cred în El. Ești un mincinos. Și sunt un mincinos. Când îl iubești pe Dumnezeu și crezi în Dumnezeu, trebuie să demonstrezi că ceea ce crezi și să demonstrezi că ești ceea ce pretinzi că ești, trebuie să trăiești. Dacă nu vei trăi, nu ești. Ești doar cu numele, porți un nume, mergi într-o biserică, ești scris într-un registru, dar nu ești scris în cartea din ceruri. Nu ești membru acelor ce vor fi mântuiți. Nu ești cel care vei face parte din ceata celor mântuiți. Asupra lor este revărsat harul lui Dumnezeu, iubirea extraordinară cu care El a iubit. Oricine se va smeri și va face, se va face ca un copilaș. Cine va primi cuvântul lui Dumnezeu și va asculta de El cu simplitatea și sinceritatea unui copilaș, va fi printre cei aleși ai Domnului. Ce fac copilașii? Se supun. Ce fac copilașii? Ascultă de glasul părinților. Se lasă educați. Așa trebuie să fim și noi în aceste timpuri. Și vom trece, dragii mei, la ultima parte. Și aici vom încheia și ne vom despărți. Eu voi, va trebui să plec la mormântare. Ruperea relației. Când Adam și Eva au fost puși în frumoasa grădină, Satana făcea planuri pentru a-i nimici. Era cu neputință ca acest cuplu fericit să fie privat de fericirea sa, dacă asculta de Dumnezeu. Satana astăzi face planul pentru noi, ca să ne poată face nefericiți. Dar el știe cât timp ascultăm de Dumnezeu, nu se va întâmpla lucrul acesta. Satana nu își putea exercita puterea asupra celor doi decât dacă îl nesocoteau pe Dumnezeu și pierdeau favoarea sa. A, dragul meu, lasă că Dumnezeu le-a lăsat. Dumnezeu le-a creat. Dumnezeu a zis să mănânce carne. Dumnezeu a zis să mănânce cu tare. Da, a mâncat Domnul și Avram, a mâncat și Domnul Iisus Hristos.
Dar noi rămânem decât la aceste lucruri, că Dumnezeu a lăsat. Dar mai departe nu citim de ce Dumnezeu le-a lăsat. Mai departe nu citim de ce Dumnezeu a spus. Când Dumnezeu spune că din pricina împietririi voastre, de la început nu a fost așa. De la început Dumnezeu nu a lăsat așa. Nu a lăsat așa. Și noi mâncăm, că Dumnezeu a spus. Dar din ce pricină a spus? Ne despărțim, dragii mei, lăsăm nevasta, luăm alta, că nu ne mai place de bărbatul pe care îl avem. Sau de nevasta pe care avem. Că de la început nu. A, păi nu, domnule, stai că Moise a dat o carte de despărțire. Nu mai îmi place de nevastă. Și Dumnezeu spune, din pricina aceasta, voi nu trebuie să vă despărțiți. Dacă unul nu vrea să mai stea cu tine, ești dezlegat de el. Dar nu să fii tu acela care faci lucrul acesta. Nu să fii tu cel care faci lucrul acesta. Da? Satana te face ca să-L socotești pe Dumnezeu și să pierzi favoarea lui Dumnezeu. De aceea trebuie făcut un plan pentru a-i aduce la neascultare, pentru a provoca nemulțumirea lui Dumnezeu și a fi adus sub influența directă a lui Satana și Angelului. S-a hotărât ca Satana să ia o altă formă și să arate interes față de om. Dar mănâncă! Și asta Satana ia forme, că nu-i păcat. Dar ce-i păcat că bea o cafea să mai prind viață? Dar ce-i păcat să mai bea un Red Bull? Dar ce-i păcat că bea un Coca-Cola? Dar ce-i păcat că mănânc carne? Dar ce-i păcat că mănânc brânză, lapte, ouă? Dar ce-i păcat? Nu-i păcat nimica. Și aud oamenii care sunt solii lui Satana, care vin și ne spun, domne, dacă mănânci vegetale, domne, nu ești normal la cap. Am auzit doctor spunând lucrul acesta. Suferi de multe, ai probleme, ai cu tare, nu știu ce. Dar pe la care bea cafele nu-l ceartă nici biserica, nici pastorul, nici popa, nici nimeni. Pe cel care bea Coca-Cola nu-l ceartă nimeni, că și pastorul și popa bea și doctorul bea. Da? Păi cum să te certe pastorul pe tine sau să spună că n-ai voie să mănânci carne, lapte, brânză, ou, când el mănâncă? Și cuvântul lui Dumnezeu spune că păstorii care mănâncă carne să nu fie oameni de încredere, să nu fie puși în funcții, să nu fie plătiți din banii lui Dumnezeu, să fie destituiți din funcții, să nu fie de încredere în mijlocul poporului Dumnezeu și să nu fie lăsat să învețe poporul. Deci vedeți noastră. Nouă nu ni se spun lucrurile acestea, dar Satana schimbă forma, schimbă învățătura. Satana și-a început lucrarea cu Eva. Și astăzi, dragii mei, Eva e prioritară. Fiindcă ea nu stă lângă Adam să asculte de glasul lui Adam. Ea vrea să fie astăzi șofer pe tir, ea vrea să fie șofer pe tractor, ea vrea să bată la daltă și ciocan, ea vrea să facă lucruri, meserii mari și bărbatul să stea să legene copilul. Femeia nu mai stă lângă Adam, femeia vrea să fie independentă. Și Satana începe lucrarea cu Eva. Cu Eva de fiecare dată. Fiindcă dacă ar rămâne unul lângă celălaltul, ar face ceea ce trebuie. Eva spune, bărbate, trebuie să mergeți să câștigăm bani. Ori pleci tu, ori plec eu. După ce pleacă bărbatul sau pleacă Eva, sau pleacă bărbatul și rămâne Eva singură, la momentul acela, Eva găsește un alt Adam. Dacă Eva pleacă, face de bani și la un moment dat nu mai are nevoie de Adam. Fiindcă are viața ei și dependența ei. Nu mai este de Adam care Dumnezeu a lăsat ca bărbatul să fie capul femeii. Și Eva devine dependentă și îi spune bărbatului că tu nu câștigi cât câștig eu. Și tu trebuie să asculți de mine. Și tu să faci ce spun eu. Că dacă nu te-a luat, cine te-a luat? Și dacă în momentul acela nu ascultă, își găsește Eva alt Adam,
și îl dă pe bărbatul ei afară din casă, îl duce la judecătorie și la tribunal. Și ea rămâne cu copiii și rămâne și cu casa. Și Adam rămâne în drum. Pacea Domnului, Ameli. Bine ai venit cu noi în această dimineață. Și așa s-au distrus multe familii, dragii mei, prin ascultarea de glasul lui Satana. Și de aceea femeia de multe ori este înălțată. Nu vorbesc contra femeii și contra învățăturilor care se dau. Femeia înălțată în biserică, femeia înălțată la anvoane, femeia înălțată în lume, femeia înălțată în conduceri mari și bărbatul a ajuns prostul satului. Fiindcă nu se mai ascultă glasul lui Dumnezeu. Și Satana conduce și lumea, și statul, și biserica. Fiindcă Dumnezeu a fost lepădat. Dumnezeu a fost luat, l-a izgonit cu pari grei. Și insulte de neînchipuit. Dumnezeu a fost izgonit din mijlocul nostru. A fost izgonit din biserică, a fost izgonit din familie, a fost izgonit din viața noastră și ne tăbăcește și ne călărește Satana din zor și până noapte și noaptea ne călărește până când nu ne mai găsim pace și liniște și nici vindecul, dragii mei. Florin, bună ziua, pacea Domnului, bine ai venit cu noi în această dimineață. Dragul meu ascultător, Satana schimbă formele. Satana și-a început lucrarea cu Eva. Pentru a o face să fie neascultătoare. Auziți și dumneavoastră? Să fie neascultătoare. Bunica mea îmi spunea odată și n-am să uit niciodată lucrul acesta pe care mi-l spunea. Și spunea așa: femeia e mai rea ca bărbatul de 1000 de ori. Păi zic, cum este mai rea? Face chiar dacă bărbatul sunt răi și mai bat femeile, nu s-a întâmplat să aud că bărbatul și-a omorât nevasta. Cine știe cum, bețivanii care și-au pierdut mințile sau în momentul când a fost prins în curvii și omul și-a ieșit din fire sau tot felul de lucruri. Mihaela, Andreea, pacea Domnului. Și spune, dragii mei, că în sat la noi era o familie care el o bătea pe nevastă sa mereu. O bătea mereu, mereu, mereu. Dar omul când a îmbătrânit și a ieșit la pensie și-a dat seama că toată viața a făcut rău și-a bătut-o pe nevastă și și-a recunoscut greșeala. Și-a zis: nevastă, te rog să mă ierți. Toată viața te-am bătut, te-am chinuit. Îmi cer iertare. Îți dau voie să mă bați și tu măcar o dată. Să simt și eu cum ai simțit tu bătaia de la mine. Și femeia a pus mâna pe mestecău, pe făcălețul de mămăligă. Și i-a dat în creștetul capului în care l-a omorât pe loc. L-a omorât pe loc, dragii mei. L-a omorât pe loc. Deci, dragii mei, nu zic că femeile sunt rele. Că sunt femei printre femei. Dar și bărbatul și femeia poate să vină să devină un om rău și o unealtă lui Satana. Când Satana își face lucrarea cu el, când Satana lucrează și își începe lucrarea cu el și omul nu ascultă de Dumnezeu, când omul nu respectă regulile și rânduielile lui Dumnezeu așa cum cere Dumnezeu. Prima ei greșeală, auziți și dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vorbesc eu și nu învinuiesc eu femeia, că nu toate femeile sunt la fel, dar trebuie să avem grijă, dragii mei. Prima ei greșeală a fost că s-a depărtat de soțul ei. Prima ei greșeală a fost că s-a depărtat de soțul ei. Am întâlnit multe familii care le-am spus: nu plecați, erau în Spania, lucrau amândoi. Și zice: domnule, avem datorii în bancă. Soția mea va pleca în Germania să lucreze, că acolo se câștigă mai mult să ne achităm datoriile la bancă. Și momentul acela i-am zis: nu pleca. M-a făcut nerușinat, m-a făcut nesimțit. Că ce? Știu eu ce e între ei. Că ei știu, ei se cunosc unul pe altul. Ei au căzut la înțelegere. Dragii mei, nu vă condamn, dar nu vă despărțiți. Nu vă despărțiți, că nu-i bine ceea ce faceți. Dom'le, nu trecură 6 luni de zile.
El nu mai răspunde la telefon, ea nu mai vorbea. Erau supărați la momentul ăla când rezisese mai înainte, a și plâns. S-aud după un timp că el lucra șofer pe tir în Spania, ea în Germania. Nevasta s-a despărțit de el. L-am sunat până am dat de el și la un moment dat am vorbit cu el. Și zis, măi omule, ce faci mă? Sunt supărat, roagă-te de mine, roagă-te pentru mine. Am stat fără femeie atâta timp. Mă ispitește satana. Am înțeles că ar fi plecat după alta, nu știu sigur. A început să și bea, a început să și mănânce ce nu trebuie. Când femeia se depărtează și prima care a fost și a reacționat la sfatul pe care l-am dat, femeia a fost. Ea m-a bajocorit, ea m-a vorbit de rău, ea m-a vorbit... Și acum nu vorbește cu mine că este rușine, dragii mei. Și multe cazuri pe care le-am dat sfatul și le-am spus, uite ce spune Dumnezeu, rămâneți împreună. Și spune că primul lucru pe care l-a făcut s-a depărtat de soțul ei. Al doilea, a zăbovit lângă pomul oprit. Când te depărtezi de soțul tău, zăbovești lângă lucruri pe care Dumnezeu ți le interzice. Fiindcă apare altul Adam, apare alte lucruri, alte orizonturi. Ți se deschide mintea, dar nu mintea de Dumnezeu, și de diavolul. De aceea spune, nu pleca că vei zăbovi unde nu trebuie. Rămâi lângă bărbatul tău și consultă-te cu el și cu familia ta. Și după aceea, pentru că a ascultat de vocea ispititorului, a întârziat chiar să se îndoiască de faptul că Dumnezeu spusese. Deci, în primul rând, s-a depărtat. Apoi s-a oprit și a zăbovit lângă pomul oprit. A ascultat vocea ispititorului. După ce te oprești și zăbovești, asculți vocea ispititorului. Îndrăznești după aceea să te îndoiești de cuvântul Dumnezeu. Ah, că e păcat. Lasă, domne, că nu e păcat. Că și Avram a avut. Domne, dar să vezi și pe David. A omorât pe ăla și i-a luat nevasta. Dar să vezi pe Solomon, domne, ce tare era omul ăsta. Domne, 300 de creiese mețitoare, neveste, avea cu miile și... Domne, dar ce... Și eu că mai mă duc și eu pe la una sau pe la unul? Înțelegeți dumneavoastră? Și ascultăm de glasul lui Dumnezeu. Florin, îți voi răspunde la terminare. Mai avem puțin și încheiem lecțiunea și vor răspunde după cum stă scris. Dacă puneți întrebarea care este ziua de odihnă până la urmă, sâmbătă sau duminică, îți voi răspunde la terminare. Mai avem puțin. În câteva minute voi încheia. În ziua, și spune că a îndrăznit să se îndoiască de faptul că Dumnezeu spusese, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Ea s-a gândit că poate Domnul nu a vrut să spună chiar așa. Și aceasta, și avânturându-se, a întins mâna și a luat un fruct și a mâncat. Dumnezeu spune să nu păcătuiești. Dumnezeu spune să nu faci aia, să nu faci aia. A? Dar ia stai mă, dar oare Dumnezeu a spus chiar așa? Dar oare e chiar așa? Dar lasă că uite și bă, l-a luat. Dar și lălaltul a făcut. Dar și lălaltul a zis. Dom'le, dar și chiar pastorul face. Dar și chelălaltul face. Și de multe ori îndrăznim să ne îndoim de faptul că Dumnezeu a zis. Aceasta era frumos. L-a privit și plăcut la gust. Apoi a fost invidioasă că Dumnezeu ținea departe de ei ceva ce de fapt era pentru binele lor și i-a oferit soțului ei fructul ispitindu-l în acest fel. Așa facem și astăzi, dragii mei. Dumnezeu spune să nu mănânci porcul că este necurat. Dumnezeu spune să nu mănânci aia dacă totul nu te poți abține. Dumnezeu spune în timpul sfârșitului să nu mănânci alimentele de origine animale din cauza bolilor și așa mai departe. Și noi spunem, oare Dumnezeu? Dar Dumnezeu le-a creat. Dar Dumnezeu le-a dat. Dar Dumnezeu a mâncat și el cu Avram. Dar Domnul Iisus a mâncat cât a fost pe pământ cu ucenicii. A mâncat pește și miere. Ia mâncați dumneavoastră o bucată de pește și o bucată de miere să vedem cât de bune sunt. Atunci era la timpul acela.
Domnul Iisus înviase, Domnul Iisus mi-a înfometat. Aceea era mâncarea timpului acelui și hrana timpului acelui. Dumnezeu nu s-a folosit de puterea lui Dumnezeu până nu primea din nou avizul și autoritatea că El a împlinit planul de mântuire. Înțelegeți noastră. După ce au mâncat din fructul pomului oprit, Adam și Eva au fost plini de un simțământ de rușine și groază. La început, singurul lor gând a fost cum să scurteze, să scuze păcatul înaintea lui Dumnezeu și să scape de îngrozitoarea sentință de moarte. Așa facem și noi. Când păcătuim și curvim, fie bărbați sau femei, știți ce spunem, dragii mei? Ea m-a îndemnat. Că ea nu s-a culcat cu mine de 5 ori pe noapte. Ea nu mi-a făcut aia și nu mi-a făcut aia. Am auzit creștin care spune, nevasta mea nu face ce-mi face aia. Mă scuzați că spun lucrul ăsta. Nevasta mea nu mă pupă la fund cum mă pupă cealaltă. Da? Da, da. Aruncă limba pe nevastă sau pe bărbat. Bărbatul meu nu mi-a făcut ce mi-a făcut ăla. Și aruncăm vina pe Dumnezeu, aruncăm vina pe celălalt, aruncăm vina pe nu știu cine. Și de fiecare dată ne scuzăm, fie înaintea oamenilor, fie înaintea lui Dumnezeu, numai eu nu sunt vinovat. Eu nu sunt vinovat, Doamne. Îi zic nevestii să-mi facă mâncare. De ce nu mi-ai făcut mâncare? Dau cu pumnul în masă și îi pun pielea în spinare și o iau la bătaie. Dar ea i-a dus? Am fost în vizită pe la niște frați și zice, nevastă mea nu știe să facă mâncare. Face câte o oală de 7 kg de mâncare, ne-o pune să mâncăm. Și femeia zice, îți fac câte o oală de 7 kg? Ai adus mâncare, că de câte ori merg cu tine la piață, te cerți cu mine, că nu cumpăr aia, nu cumpăr aia, că e zgârcit? Și zic, omule, nu te supăra, e adevărat ce zice? Păi dacă, nu știu ce, păi și atunci? E vină ea, nu? Tu nu ai nicio vină. Tu vrei să-ți facă nevastă ta mâncare din dragavei și urzici, de toate felurile, care să-ți placă ție ce mănânci pe la alții sau unde duci, da? Dar tu să nu-i cumperi celelalte lucruri. Păi, dragul meu, dacă vrei să ai mâncare bună în casă, dacă vrei să ai curățenie în casă, Aurora Catargiu, pacea Domnului, cumpără-i! Cumpără-i de la piață! Cumpără-i produse de spălat jos, de șterg geamurile, de spălat rufele! Mă duceam la cineva, ștergea vasele cu cârpa aia spoită și slinoasă, cu apă călduță puțin așa sau cu apă rece, că nu are detergent, că bărbatul nu-i cumpără, că nu are bani. Păi, dragul meu, vrei să mănânci din vase curate? Nu mai arunca vina pe nevastă. Sau tu, nevastă, când ai cât un bănuț care bărbatul ți-l... Eu vă spun, dragii mei, eu cunosc o familie care bărbatul muncea de să rupea. Acum 30 de ani în urmă, câștiga 500 de mii pe săptămână aproape, de multe ori. Și ducea neveste acasă 500 de mii și el pleca fără bancă, mânca pe unde lucra. De multe ori se ducea bărbatul și cumpăra câte o capră, câte un ied, câte o cutare, ca să aibă să mănânce. Și 500 de mii, la timpul acela, se ducea și cumpăra nevasta, în timp ce el era plecat o săptămână la lucru, sucuri, prăjituri. În 3-4 zile cheltuia tot, nu rămânea nimic. Ce, domne, de multe ori în 2 zile nu mai avea nimic. Capra sau iedul sau vițelul ce-l avea, domne, iedul îl frigea și mânca carne prăjită de 3-4 ori pe zi, mânca până termina capra. Și pe urmă rămânea fără mâncare, până lua bărbatul banii și se ducea prin biserică pe la frați, se ducea pe la vecini și spunea că bărbatul o ține acasă și nu are bani de mâncare. Și nu are nimica. Și nu are nimica. Și oamenii îl judecau pe omul acesta că el nu are grijă de nevastă și nu-i dă bani și ea merge prin sat să ceară că bărbatul e un nenorocit. Dragă femeie, dragi neveste, fiți chibzuite, economisiți banii, faceți ceea ce trebuie, purtați-vă, învățați să gătiți, învățați să faceți ceea ce trebuie și nu aruncați vina pe bărbați că nu vă duce la restaurante, la baruri de lux pentru munca pe care o depune ca să mâncați acolo. Eu vă dau un exemplu. Mie îmi place de multe ori să mănânc o pizza vegetariană la un magazin, unde la o pizzerie unde se face. E foarte bună. Și mă duceam și luam două pizze, una pentru mine, una pentru nevastă mea. Și dădeam 500 de mii.
50 de lei. Și nevastă mea zice, măi omule, nu mai da 500 de mii, că de 500 de mii îți fac eu acasă 6 pizza, o pizza ți le fac eu, ți le pregătesc eu. Eu am vrut să o scutez pe nevasta mea, dar nevasta mea spune nu. Tu nu mă scutești, mă îngreunesc că cu banii ăia cumpărăm altceva. Nu-mi venea să cred, dragii mei. Așa că nevestele să nu mă arunce vina pe bărbați și bărbații pe neveste. Și fiecare să-și facă datoria că satana lucrează cu fiecare dintre voi. Cu fiecare dintre voi. Și spune că Adam a dat vina în mare parte pe Dumnezeu și în mare parte pe femeia pe care mi-ai dat-o. Spiritul de îndreptățire de sine și a avut originea în tatăl minciunilor și a fost manifestat de toți fiii și de toate fiicele lui Adam. Mărturisirile de felul acesta nu sunt inspirate de Scriptură, de Spiritul Sfânt și nu vor fi valabile înaintea lui Dumnezeu. Adevărata pocăință îl va conduce pe om să-și poarte singur vina și să se recunoască fără și retenie sau ipocrizie. Deci, dragul meu, Dumnezeu vrea să te pocăiești, să-ți recunoști vina fără și retenie și fără ipocrizie. Să nu fii nici ret, nici ipocrit. Fie că ești bărbat, fie că ești femeie, recunoaște-ți vina. Și schimbă-ți viața și pocăiește-te înaintea lui Dumnezeu. Inima smerită și zdrobită, supusă printr-o pocăință autentică, va aprecia ceva din dragostea lui Dumnezeu și din prețul calvarului și așa cum un fiu îi se destăinuie tatălui său iubitor, tot astfel cel cu adevărat pocăit își aduce toate păcatele înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să vii înaintea lui Dumnezeu să-și destăinuiești păcatul. Să stai de vorbă cu Dumnezeu, nu cu oamenii. Nu te duce, dragă femeie, prin vecini și spune vecinii tale sau prietenii tale sau sorii de credință de bărbatul tău că într-o bună zi aceleia care i-ai povestit îți va lua bărbatul și se va râde de tine și se va bajocori. Nu te duce, bărbate, la alte femei și la alți oameni și le spune despre nevasta ta că într-o bună zi îți va sparge casa și vei rămâne. Mergi înaintea lui Dumnezeu, plângi înaintea lui Dumnezeu. Doamne, schimbă nevasta, schimbă bărbatul, schimbă-mă pe mine. Sunt ipocrit, sunt șiret, sunt las, sunt mincinos, iartă-mă. Schimbă-mă să ies din starea aceasta și să fac ceea ce trebuie. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Vorbiți frumos cu bărbații voștri, vorbiți frumos cu nevestele voastre. Respectați-vă bărbații, respectați-vă nevestele. Am văzut neveste care își desconsideră bărbații. Prost, mănâncă mult, e nesâmțit, e nerușinat, e așa. Nevasta e așa, nevasta e așa, e așa și cu tare. Dragii mei, ai cui copii sunteți? Ai cui? Pe cine respectați? Cine vă este de Dumnezeu? Oare cumva satana lucrează prin voi? Oare și-a început lucrarea cu voi ca să-l denigrați pe Dumnezeu și pe cel de lângă voi? Și este scris, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Îndurarea lui Dumnezeu te înconjoară în fiecare clipă. Va fi folosită pentru tine să te gândești cum și de unde vin zilnic binecuvântările asupra ta. Lasă binecuvântările prețioase ale lui Dumnezeu și să trezească recunoștință și conștiință în tine. Lasă-L pe Dumnezeu să trezească în tine aceste lucruri. Nici nu poți socoti binecuvântările lui Dumnezeu, bunătatea Lui manifestată continuă față de tine, căci ele nu sunt la fel de numeroase ca picăturile înviorătoare de ploaie. Norii de îndurat stau deasupra ta, gata să plouă peste tine. Dacă vei aprecia valoarea darului mântuirii, atunci vei putea sesiza de împrospătarea lui zilnică, ocrotirea și iubirea lui Iisus. Atunci vei fi călăuzit pe calea păcii. Dragul meu ascultător, aici voi încheia. Dacă nu ești pocăit, pocăiește-te. Schimbă-ți viața. Repară-ți familia. Repară-ți viața. Repară-ți caracterul. Trăiește înaintea lui Dumnezeu după cum cere Dumnezeu.
Dar ca să poți să-ți repari problemele pe care le ai, trebuie în primul rând să te împești cu Dumnezeu, să-ți mărturisești păcatul, să spui cine ești, să spui ce ești, să spui ce ai făcut, să aduci înaintea lui Dumnezeu toate nelegiuirile tale pe care le-ai făcut cu privire în gând, în faptă, la nevastă, la copii și invers la bărbați și așa mai departe și la Dumnezeu. Și după aceea, după ce îți ceri iertare la Dumnezeu, să mergi la nevastă să-și ceri iertare sau la bărbat, să-ți recunoști păcatul și să schimbi viața. Dacă vrei să fii mântuit. Norii stau deasupra mea și asupra ta. Ploaia este gata să cadă, binecuvântărul și harul lui Dumnezeu peste mine și peste tine. Depinde de tine dacă vei fi udat de această ploaie a Duhului Sfânt. Depinde de tine dacă vei fi mântuit și salvat. Depinde de tine! Dumnezeu și-a făcut partea. Astăzi depinde dacă tu îți vei face partea până la terminare. Acum voi răspunde la întrebarea care mi s-a pus. Este Ion Mardare, pacea Domnului, bine ați venit cu noi în această dimineață. Dragii mei, înainte de încheiere vreau să spun, să răspund la întrebarea care mi s-a pus. Este sabatul ziua Domnului sau nu, sau duminica? Sfânta Scriptură spune că la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul mare și izvoarele, apele și tot ce este pe el. Și în ziua șaptea Dumnezeu s-a odihnit. Noi nu venim astăzi cu sâmbătă sau duminică. Noi venim din ziua întâia săptămânii și ziua șaptea săptămânii, așa cum le-a creat Dumnezeu, da? Dumnezeu s-a odihnit. Nu exista păcat, nu exista neamuri, nu existau limbi, nu exista absolut nimic. Exista Adam și Eva, da? După ce omul a căzut în păcat, s-a transmis verbal toate aceste lucruri până la poporul Israel când a fost scos din Egipt. Dumnezeu a retranscris această lege care era în inima omului pe pietre. Însuși cu degetul său a scris-o pe muntele Sinai. Și eu sunt Domnul Dumnezeul tău care am făcut cerurile mari și pământul și izvoarele și apele și tot ce este în ea și pe ea și așa mai departe. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici străinul tău, nici vita ta, nici nimeni care este în casa ta, că ziua aceasta este ziua de închinare a Domnului, Dumnezeul tău care a făcut toate aceste lucruri, căci El s-a odihnit în ziua aceasta. Aici ne duce la creațiune când Dumnezeu s-a odihnit, El a făcut lucrul acesta. În Noul Testament, Domnul Iisus spune, eu n-am venit să stric și am venit să împlinesc. Eu n-am venit să desfințez și am venit să dezleg de povară, căci oamenii împovărasă sabatul lui Dumnezeu. Tot Noul Testament spune destul de clar că Dumnezeu, după lege, vinerea, care era ziua pregătirii, în ziua șasea, după lege, a fost pus în mormânt. Femeile care mergeau la mormânt au mers și s-au pregătit. În ziua de odihnă, sabat, chiar mort, Dumnezeul din ceruri, care era pe pământ în chip uman, s-a odihnit în inima pământului. În noaptea când să se lumineze, spre ziua întâi a săptămânii, a înviat Iisus Hristos Domnul nostru. Când, dragii mei, se serbește Paștele, fie la catolici, fie la ortodoxi și așa mai departe. Când a înviat Domnul nostru Iisus Hristos? În noaptea când să se lumineze spre ziua întâi a săptămânii. Sâmbătă noaptea, duminică dimineața, când să se lumineze în ziua, spre ziua întâi a săptămânii, a înviat. Deci arată destul de clar că ziua șaptea e sâmbăta, ziua întâia săptămânii e duminica. Apostolul Ioan era evreu, păzea sabatul lui Dumnezeu. Și în Apocalipsa spune că în ziua Domnului eram în Duhul și am auzit un glas înapoi a mea și m-am întors să văd cine este. Și am văzut pe Fiul omului. Am văzut un îmbătrânit de zile care îi vorbea, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu n-am nici început, nici sfârșit. Eu sunt cel ce a fost, cel ce este și cel ce va veni. Deci, în ziua Domnului, nu arată Sfânta Scriptură nicio formă că ziua de odihnă lăsată de Dumnezeu este duminica. Este o lucrare omenească și diavolească. Ziua de sabat este ziua Domnului, ziua întâi a săptămânii, duminica, e ziua lui Satana. Fiecare creator are semnul lui. Sabatul arată cine este creatorul cerului și al pământului. Duminica arată cine este stăpânul tău și Dumnezeul tău căruia îi slujești. Și sabatul arată tot la fel
cine este Dumnezeul care îi slujești și celui care te supui. Dragii mei, mă opresc aici. Am mers foarte mult. Am prezentat în dimineața aceasta, avem 2 ore și 40 de minute, dragii mei. Aproape 3 ore avem decât suntem împreună. Vă mulțumesc din toată inima pentru răbdarea pe care ați avut-o. Am avut foarte multe lucruri de învățat. Bunul Dumnezeu să ne ajute, să ne poarte de grijă, să ne binecuvânteze în tot ceea ce vom face. Aici ne vom opri și vă doresc tuturor poftă bună!